Merge și la mine? Merge! Bun, ne auzim pe 13TV pe YouTube, ne auzim pe 103 cu 4 la Radio 7 și suntem și live pe Facebook. În minunatele și... Uh, uh... Marile uh, studiouri uh, Radio 7 suntem cu Brit Last, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumim Salut. pentru invitație! Salut. Ionuț, Mihai! Păi, hai să, hai să începem mișto. hai să facem un exercițiu de imaginație! Yeah. Uh, aici, de obicei, pe box asta punem un vinil, voi încă nu aveți un vinil, nu, uh, uh, o să apară. Știu eu că o să apară un vinil cu voi. Suntem 200 de ani mai târziu și avem uh, încă vinilul la putere. Și intră un el, da, în, într-un anticariat și găsește un vinil cu Brite ok? Care îi spune lui o poveste despre cum era cu 200 de ani în urmă, respectiv în timpul prezent în care ne aflăm noi acum. Cam, cam ce senzație ar da? Uh, wow! <laughs> păi ar trebui să gândesc, chiar dacă este... Uh... O practică în imaginație, ar trebui să mă gândesc că singurul vinil pe care ne-l propune să-l scoatem este viitorul album în română. Deci, practica zice că pe la l-ar găsi. Dacă nu cumva trăim până la 100 de ani și mai scoatem încă unul. Știi, contextul este foarte important. Imaginează-ți că ne aflăm într-un punct în care hai să zicem noi am inventat internetul. Există niște politici progresiste care încep să se dezvolte din ce în ce mai tare, există niște pol de putere care se schimbă, și mai există cred și legalizarea, relegalizarea marihuanei care cam după 100 de ani ca și cumva și cum prohibiția revine în ceea ce la scară istoric. Oricum nu contează. Ce 100 de la o mm, da. Exact asta este contextul pe care, îl avem acum și un plus de informație, acel individ care intră în anticaria și găsește vinilul cu Britlast, trebuie să-i spună un ceva mai mult. Să presupunem că e de aici, din... să presupunem că e un bucureștean din Balta Albă de peste Asta vreau 200 să zic, că ani. sper că înțelege limba română, că altfel vinilul ăla nu să-i spună nimic, în, în afară de titlu, care să zicem că încă limba engleză rămâne încă o, o limbă de circulație internațională. Știi? Și o să fie întâr la Vitan, cumva. A, da, da. A, ah, deci o să fie chiar... nu, că a zis anticariat. A zis anticariat. A, de, -a -a. de ce să nu avem un anticariat în târg la Vitan? Adică de ce Sau de nu? Sau de, la Vitan devine un mare anticariat. Deci, și cu mașini, și cu viniluri, și cu toate. Nu, nu o cum oricum cumperi numai de acolo, adică nu știu dacă... O să râs, da din târgul de la Vitan mi-am luat în anii 90 două CD-uri, un Jimi Hendrix și Clash London Calling. Păi se respectă atunci, nu? Deci... Așa că n-ar fi o mirare. Va, va, mai funcționa și peste 100 de ani. Târgul, toate mor, târgul rămâne. Nu? Da, e important. Cred. E foarte important. Eu, în continuare, mă gândesc ce ar putea să-i spună vinilul nostru în limba română acelui om peste 200 de ani. Uh, nu știu, habar n-am. E, e o întrebare, e, e un exercițiu de imaginație greu. Mă gândesc ce aș face eu dacă aș găsi un, un vinil cu o trupă atât de, atât de departe în timp acum, știi. O să fie în limba europeană arhaică. Aia, deja e limba arhaică? Peste 100 de ani. Probabil că da. Ceva Interesant, atunci. Uite cum vorbeau ăștia, da? Deci practic o să fim o bucată de istorie op -o -o oportunistă, așa pe care omul ăla o declară acolo sau o observă. O să, fie, hai observă să zicem acolo. așa, un crai de curte nou, știi? <laughs> Băi, nu știu, sper că să-și să vadă în vinilul ăla o, o... O încercare de regăsire proprie, care să zicem că în peste 200 de ani poate dispare. lumea nu mai încearcă să se regăsească. totul e ok, toată lumea e mulțumită de ceea ce se întâmplă e sau totul este omogenizat, uniformizat, știi, și acolo o să vadă o chestie care îl forțează să gândească diferit față de restul turmei. Îmi place să cred asta, nu cred asta neapărat. Deci pentru mine cam asta ar fi senzația pe care cred că i-ar da Dacă într-adevăr lumea se uniformizează și lucrurile nu se repetă cum mai zis tu istoric și de fapt este același rahat cred sub că altă că... umbrelă. Cred că îi vor zice, uite, din discul ăsta poți să faci niște ceasuri frumoase, cu două limbi și un mecanism. Dar cu la rachetă să fie antiradar. da, 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 corect. Că lumea zboară și își atârne viniluri, nu? Dar cu tot cu copertă, cumva. Nu doar discul, știi? Că nu-mi dau seama. Da. că adică mă gândesc că. În momentul în care scoți un disc, ar fi interesant să ai această proiecție a viitorului. Băi, să presupunem că uite, lucrurile pot sta așa. așa. Ne gândim foarte mult în viitor lucrurile pe care ne le pregătim să le scoatem, dar de cele mai multe ori planurile sau viziunile pe care le am avut au fost semi eronate așa, adică, cel mai bine acum pentru noi este să gândim pe termen scurt în viitor. Două luni, trei luni, patru luni. N-aș putea să-mi dau seama ce se va întâmpla cu trupa asta în 50 Bogdan, de ani. Bogdan, aerul condiționat, please, please. Am uitat de el. E foarte cald aici. Da, dar să vezi că acum dacă o primarii cu aerul condiționat întotdeauna se întâmplă să se mai ducă oxigenul din cameră și la un moment dat o să avem și noi și cei care se uită la noi o stare de somnolență <laughs> și ce pe... o să fie minunat. Da. Mm. O vezi a dormi copii. Da. da, asta era o proiecție interesantă, știi mă, mă uitam la un, la un interviu cu Maynard care vorbea, uh -huh. de, vorbea de vinul lui și da, își, știu. își compara vinul, mă rog, afacerea și vița de vie exact ca o chestie care ar avea continuitate. el dând un, un exemplu foarte concret cu David Bowie și a spus toate albumele lui David Bowie, sunt o amprentă exactă a, a, acelui an sau acelei perioade. Că fie că vorbești de trilogia berlineză și așa mai departe. Dar el tot el a adăugat după ce Bowie s-a terminat, aia este moștenirea lui care s-o termină odată cu el. Nimic după el nu mai decât... Înțelegi ce zic? Da. Pe, pe când vița de vie, în afară de faptul că are nevoie de o, de o maturitate de, care se duce și pe 100 pe de ani, dar este, este o, o amprentă mult mai serioasă a trecutului și cu, cu o continuitate mult mai mare. E, exact asta era contextul în care, în care mă gândeam la, la, la un disc. Da, scos aici într-o țară la marginea orientului, metalcore, da, Something? Da, okay. da, da. Așa, în care, din care cineva pur și simplu își culege informații. Băi, perioada aia este determinată de cine era la guvernare. Ok. Atunci, atunci va, fi, va avea o impresie sumbră Peaua. despre perioada în care a, a fost lansat discul ăsta, în mod clar, pentru că nu pot să zic că versurile noastre în română sunt cu atât mai vestele sau mai optimiste decât cele în engleză. Întotdeauna am zis că în engleză e o nuanță vagă prin care poți să definești poetic. Orice, orice, lucru mărunt, știi? Dar peste 100 de ani vor fi foarte vesele. vesele. Da, da, crezi? Așa cred. Da, probabil. Ce va urma? <laughs> să legalizează marihuana, ok? Nu, dar la ce, ce, va fi în viitor... Stai mai microfonul un pic. Sau să stau. Ah, da. avem și chitară, ce drăguț. Da, îi place să ciupească. Are un tic nervos. Cred că de-aia și-a făcut și formație. Am înțeles. E, și păi, la, acum, dacă avem și chitară, bănuiesc că o să crească audiența. O, Fetele? cum să nu? Voi aveți grupis Din câte știu eu, nu poate, poate ceilalți băieți și nu-mi zic mie, eu sunt însurat, eu nu ți însurat, știi cum e. poate vor să ne scutească de această probă. Știi, eu tot avem, în... Cred că avem fani, avem, că altfel nu aveam eco și nu aveam pentru cine să ne mai gândim dacă dă bine sau nu. Făceam numai pentru noi. Acum am început să gândim și cum ar da pentru alții, dar tot ponderea rămâne tot pe ce simțim noi față de ceea ce creăm. De când sunteți voi pe piață? Pe piață? De când sunteți voi în lumea asta? În târg. Da, pe, pe tarabă la mega Pe tarabă la mega 2010 în sala de repetiții 2000 no, no. Nu? Și no. 2011 ieșit Din 2011 ieșiți să cântăm? 2011 în ianuarie, deci 2010 2010 pe 2000, na, 2010, pe scurt E da. un an mai o cifră mai rotund Noi Noi în Eu întotdeauna cu o trupă am stat Aveam o lecție de la un tip cu care am cântat Janin Pazniciuc De la Decadence unde am cântat Eu acum el cântă la uniforma și zicea întotdeauna cu o trupă nouă trebuie să stai un an de zile în sala de repetiții să vedem dacă rezistă. Că dacă nu rezistă un an de zile, adică dacă începem să ne batem sau piesele nu ies, înseamnă că nu avem ce căuta afară. Și un an de zile era proba de foc. Și știu asta pentru că am făcut-o de două ori cu el. <gânt> și mi-a rămas în cap fără să vreau. Nu știu dacă am fost de acord sau nu neapărat, dar mi s-a părut tare să ieși blindat când ieși, nu să ieși așa nesigur cu trei piese și să începi să probezi terenul. Să ieși foarte sigur pe tine, ca și cum mai avea o întreagă activitate în spate, acel an de muncă în sala de repetiții. Știi, mă gândesc că, lasă că am avut un șoc când am văzut un, uh, un articol cu bebelușul de pe coperta de la nevermind al lui Nirvana. Uh, știi? În ziua de azi? Uh, da, da, era un tip la 20 da, da, da. și Bă, unde s-a niște frate, unde s-au dus, știi? Da, și voi, Adevărat. uite, ave aveți deja câțiva ani buni pe scenă. Cum s-au schimbat lucrurile? Că lumea nu mai e aia de acum 20 de ani și nici măcar aia cu de 10. La voi cum s-au schimbat? Păi, cum s-a schimbat publicul? Cum? Totul a devenit foarte matur așa, cu toate că să ai o trupă presupune că, că ții copilul din tine în viață, știi? Și, din păcate, a trebuit să începem să devenim contractuali, a început, a început să răspundem și să dăm mail-uri la greu în care să discutăm aspecte tehnice ale concertelor, lucruri de care veneam și le aflam la fața locului înainte, știi? Lucrurile erau mai relaxate, pe scurt. Acum lucrurile sunt mult mai impuse. Și asta cred că împiedică și foarte multe proiecte noi sau trupe noi să aibă curajul să iasă în față, pentru că din start li se spune, trebuie să aveți persoană juridică, trebuie să fiți responsabil, trebuie să răspundă cineva de ceea ce faceți aici. Nu mai, e, mai sunt câteva cluburi care încă te primesc cu bună ziua și vrem și noi să cântăm și atât, dar sunt foarte puține. Și de obicei acele cluburi și asumă responsabilitatea acelui concert 100%. Sunt foarte puțini oameni care mai fac asta după anumite întâmplări de aici din București care au condus la mă rog, o rigorozitate mai mare a organizării evenimentelor. Ceea ce cred că totuși ar fi, ar trebui să fie sănătos. Este sănătos, mm -hmm. dar când se face peste noapte, se simte că pf, nu știu, e, nu e chiar ce trebuie. Tot peste o noapte se va face orice. Da, adică Tot. totul s-a schimbat în nu știu cum să zic. Așa skin deep, știi, nu e nu e în adâncime, e doar la suprafață. Mhm. Mm dar noi trebuie să suportăm aceste noi condiții. Nu avem ce să facem dacă vrem să continuăm și să ne ținem plutind, știi? Și plătitorii de bilet care vin la concerte? Plătitorii de bilet, de când am schimbat stilul ăsta, să zicem, mai tineresc cu metal ul pur și am început să cântăm și alte chestii, au început să, am început, am început să-i pierdem pe, pe cei tineri din comunitatea pe care o aveam în vremea aia. Vin alții mereu. Care nu mai sunt tineri care nu mai sunt tineri și majoritatea cred că au trupe. Adică era o comunitate în care ori nu, la un moment dat ieșai că te plictiseai sau plecai din țară să faci facultate în altă parte sau să muncești, sau să faci o trupă și rămâneai în comunitate în felul ăla. Știi, am observat că din momentul în care îți faci o trupă, trupele nu mai vin la celelalte trupe la concert. Dacă vrei să mă întreb cu adevărat, asta s-a schimbat. Înainte erau toate trupele la, la, de gen, bineînțeles, uh -huh. la concertele altei trupe, acum nu mai sunt. Pentru că se consideră că, dă naiba, <laughs> am și eu cu trupa mea, să vină, și, să vină asta oamenii. e o treabă știi? de orgoliu? Nu, cred că e o treabă de orgoliu. E o treabă de maturitate, în sensul că nu te mai duci să compari, nu te mai duci să afli ce mai fac ceilalți, pentru că tu ai treaba ta acum și ești atât de prins și interesat de ea încât vrei să primești ecoul de la oameni noi, nu de la aceiași oameni cu care te vedeai și să te o oră să dai salut până ajungeai în backstage, știi? E, dar mai e și chestie de vârstă. De la moment încolo nu prea mai arde să ieși așa, familie, copii, tot felul de faze. Nu prea mai ieși. Știi ce m am amuzat cel mai tare? Am dus l-anul trecut la un concert cu Iris de... și n-am văzut în viața mea o densitate de... de, de tricouri iris care se vindeau la merchandising pe care lumea le cumpăra pe oameni cu burtă. Adică n-am văzut un tricou pus pe cineva să stea normal. Păi cu burtă. și pe... și tricourile cu brit. Până la și pe, pe solistul vocal la lor. E cumva predestinat. Adică bănuiesc că au vrut să fie sinceri cu Marciu, știi? <laughs> Băi, voi uh, vă spuneți rechini. A, problema okay, asta. Nu, că... <laughs> Știi, mă amuz asta, pentru că rechinii în general sunt solitari. Da, sunt. Iar Și... la voi este, o, este ca o, un soi de mutație genetică, pentru că voi funcționați în grup. Funcționați funcționa, ca delfinii. Funcționa, cu... funcțion... Toți împreună funcționăm ca un rechin. Da, de fapt, toți sunt, împreună suntem părțile active ale unui rechin, ca să mai bine zis. Pentru că noi cumva suntem o trupă oarecum solitară, în sensul că... N-am legat atât de multe legături pe cât puteam să facem în timpul ăsta, deoarece am fost genul care nu se bagă în seama, iurea, pur și simplu. Adică, sunt oameni ale căror tehnici de a intra în comunitate prevedeau să se ducă, să dea mâna cu toate trupele, să vorbească cu ele, să afle detalii, să chestii pe care nu am putut să le fac dacă nu ne lega efectiv ceva, dacă nu ne călcam o, pe picior din greșeală, acolo, da. sau îi berea, sau efectiv ne recunoșteam și intram într-o discuție la țigara afară, știi. Și noi, ne făcând chestia asta, asta ne-am de descoperit sat. izolați cumva, știi, și poate că la un moment dat, cred că mi-a părut rău, dar mi-am dat seama că nu-i firea mea și n-am de ce să mă lupt cu chestia asta. Și mai ales a mea, pentru că se presupunea că solistul vocal trebuie să dea din gură cel mai mult, știi, chitaristul vine și vorbește acorduri, și în acorduri. Da. <laughs> da, ați mâncat vreodată rechin cartilajul? Niciodată. N-aș putea, nu cred. Cred că este extraordinar, de ce Tipu nu? Luar, mâncare exotică, dar nu, n-am mâncat. Știi, mă uitam, mă uitam la un documentar despre, mă, sau la un băiat mai bine zis care vorbea despre delfini și despre cum funcționează delfinii, pe care noi îi găsim foarte simpatici. Sunt foarte deștepți și ai naibii câteodată, adică au o inteligență de asta parșivă așa, să ai putea spune. Dar... Știi ce fac? Ce fac? Femelele, în momentul în care nasc, au grijă de pui și asta durează un an, un an și ceva. Și uh, în, în, uh, în fișa postului la ele, în avea grijă de pui, presupune să nu aibă contact sexual wow, Ce determinare. Cu, 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 cu masculii. Iar masculii care se învârt pe lângă, omoră puii. Aha, ca să îi scape, o scape de responsabilitate. Ca să o scape de responsabilitate, să o necinsească. Da, 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 asta fac delfinii frate. Incredibil. Deci sunt foarte asemănători cu noi. <laughs> nu de neapărat din punctul ăsta de vedere, dar asta e clar că da, se și. Uh, uh, dar... Și există această eternă discuție dacă noi oamenii suntem cei mai inteligenți și, bă, după noi, ar, ar fi delfinii, pentru că au și cortexul mult mai mare. Uh -huh. uh, și, bineînțeles că se spune, băi ei n-ar fi în stare să construiască o catedrală sau o clădire sau să ia o hotărâre judecătorească. Pe de o parte. Pe de altă parte... Întotdeauna este important contextul situației. Băi, ei trăiesc în altă lume. Exact, exact. Ei trăiesc într-o lume în care lucrurile stau ca atare. Ei trăiesc în... Nu o să vezi delfini care moară de foame. Aandevarat. Pentru că la ei e, e, e ca și cum... Le am... mai dăm câțiva ani, oricum. Deci imaginează că noi mergem pe stradă și avem oriunde hamburgeri sau șaorme, știi? Ai mâncarea oriunde. Deci nu... Ăsta e un un belșug din partea lor și restul este, este party. Păi este foarte posibil ca belșugul lor să vină de la lipsa atâtor reguli preimpuse de anumite interese pe care interese ei nu le au, că nu există așa ceva în lumea lor, nu? Adică sunt foarte cinsti și direct cu felul în care acționează cu lucrurile din jur. Exact cum ai povestit mai devreme, pe când noi trebuie să găsim tot felul de tertipuri să ne obținem să ne facem dorințele împlinite sau astea. Unii le fac direct, alții le fac pe ocolite, dar e clar că întotdeauna există un plan, există un gând ascuns pe undeva, știi? Că... tocmai de asta apreciez mai mult rechinii, pentru că ei sunt mai fair cumva, din... adică ai văzut un rechin în apă cam știi despre ce e vorba da, 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 da mesajul e clar da da, da. da. E, e mult mai cu delfinul ok, ne jucăm și nu știi când ți-o furi, știi? exact, exact, Dar cu, exact cu rechinul acolo e ce mai urmează la voi? ce cântări să mai fie? Uh, uite ce, ce disc, când, apare? când apare vinilul? Uh. Vinilul o să apară când o să avem toate piesele pentru albumul română gata. Momentan avem trei, zic eu, din... Înregistrate sau... Înregistrate, da. Trei uh -huh. din 8 sau 10 câte ori să aibă albumul, să zicem. Preconizez că la finalul anului viitor o să... Nu, nu, n-are cum. 3, Peste vreo 2 6. ani, așa. E, 7. Bine, noi mereu zicem 2 ani. Asta se traduce în triplu valorii, știi? Că nu te poți pregăti pentru ce ți aruncă... În lumea asta muzicală, uite, de exemplu, noi acum am vrut să facem un hair hey să scoatem două piese, -am, la interval de o lună distanță, n-am mai făcut asta niciodată, pare că cine aude zice, ai mă ce e așa greu, e foarte greu. Deci am stat în sală trei luni să facem piesele, foarte atent, foarte concentrat, am stat uh, o săptămână în studio să le tragem. După aia am stat încă două luni să discutăm diferențe și modificări, după aia am așteptat încă două luni masterul care a venit -a stric două o piesă, variante. Da. Și îți dai seama că ce se întâmplă cu noi în momentul ăla în care eu am ascultat o piesă de 100 de ori deja, îmi vine să-i zic, două paștele mă, nici nu mai vreau să aud de ea. Dar ideea e că trebuie să rămâi acolo, chiar dacă tu ești plictis ideea, nimeni din afară n-a auzit-o. Și tu când ajungi să o cânti peste un an de zile, ești deja sătul. <laughs> Dar trebuie să o exprimi. e un proces foarte lent care pe mine ajunge să mă deranjeze de un pic psihic, dar trebuie să păstrez această mentalitate în care, de fapt, eu știu foarte bine ce se întâmplă în formația mea, dar nimeni altcineva nu știe și rămâne de datoria mea să explic în continuare peste un an de zile când, de fapt, piesa aia mi-e foarte clară și sunt sătul de a să le explic și altora că e nouă ca lumina zilei următoare, știi? Asta este, n-ai ce să faci. Știi, m-a amuzat o chestie, apropo de, de, genul ăsta, îți știi foarte bine piesa și o și cânți. Uh, da, mai uiți vexul de când încă în live. O, o să vorbim și despre asta. Am văzut în viața mea, norocos fiind, două concerte cu Iggy and the Stooges. Niște. La doi ani diferiți. Uh -huh. Și este o piesă, Iggy and the Stooges, foarte dragă mie, care se numește Dirt. Uh -huh. Ok. Introducerea la acea piesă vine de la Iggy, care spune ceva, ok? Băi, a spus fix același lucru la doi ani distanță. Dar fix același lucru. Matematic. Da, da, și probabil că și set ul a fost cam la fel. Și mă gândesc... Știi, Beatles până să devină celebri Cântau în fiecare seară și aveau două tei cântări pe seară Până să apară la televizor De asta le a fost așa ușor nu știam Metallica asta. aveau uh, tinerețile lor șap șas șase, zile din șapte Băi, șase zile da, din da, șapte un... în fiecare seară un track, Cât care... de complicat e să-ți cânti totuși Piesele Băi, tu l-ai compus, tu l-ai făcut, tu l-ai exprim public. E, 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 acel transfer de energie pe care l-ai dat. Pe de o parte, pe de altă parte, păi, nu devine o rutină și dacă devine o rutină, e sănătoasă rutina asta? Vă întrebăm pe amândoi. Una e când stai cu aceiași oameni în sală și discuți aceleași probleme timp de un an de zile sau le rezolvi timp de un an de zile și piesa se derulează, se derulează, se derulează. Alta e când ai mereu presupunând că vin mereu alți oameni să te vadă sau oameni noi, îi schimbu, exact ce există, zis o schimbu, acela de energii și adrenalina specifică fiecărui concert unde sunt mereu alte condiții, alt amplasament, ușor de zis alți oameni. Adrenalina aia face piesa să revină la viață cu fiecare concert și da, aia rutina nu se instalează. Dacă se instalează rutina, și înseamnă că piesa aia trebuie să dispară din playlist. Adică avem piese pe care eu nu le-aș mai cânta nici mort acum, pentru că dacă încep să le cânt, nu le mai simt sunt atât de îndepărtate stilistic și sentimental pentru mine, încât le zic direct băieților, dacă vreți o cântăm, dar trebuie să stăm o lună pe aia să revin la starea inițială. Am avut chiar de curând o revenire la o piesă de pe albumul de debut, am vrut noi să o refacem, ca o surpriză pentru un concert, și când am dat-o prima oară, după șase ani de zile sau opt ani de zile, a sunat ca prost. Ce să mai Nu Ne uitam așa unii Uita, la alții și zic, băi, am anum. cântat piesa asta vreodată atât de mișto? După dou două repetiții mai încolo era mai bună ca înregistrarea, ca să vezi. Dar nu, nu cred în rutină când e vorba de concerte live. Adrenalina mai, mai, pe mine mă ține în picioare. Mai e și altă chestie, cel puțin ca instrumentist. Îți ieșea acum câțiva ani o simțeai într-un fel între timp? Mai a început, început, Nu, nu e de schimbă. Da, dar, cumva. Dar cumva, nu e de schimbat. O când la fel, numai că o simt altfel și automat simt că o și execut altfel. Adică, o, nu știu, parcă o, 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 se, o fac în bucăți mai bine și fiecare cu o fac Știi, mai dacă bine. ei, hai să, 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 să luăm acest exemplu, Mie mi îmi place foarte mult. Ai, ai o sinfonie, da? Să zicem mm. sinfonia noua lui Beethoven, mm. care este cântată de 10 orchestre. Doar două vor suna genial. Restul vor suna ca după note, știi? Mm -hmm. De ce? Mm -hmm. Pentru da. că este instrumentistul acolo care știe că detaliul face diferența și o să știe să ia altfel acordul ăla, să ia altfel nota aia, să ia altfel, știi? Și, mm. și, a, și a, aici, aici vine atenția asta la detaliu, aici vine geniu, chiar geniu. Păi de-aia ziceam eu, azi? mai în glumă, mai în serios, că le mai schimbă, că degeaba zici că nu le mai schimbă, că am mai schimbat părți din piese vechi sau părți pe care le... Nu, nu mă referam la schimbă, mă referam așa și și așa piese, la Și atunci fix bucățile faza. alea care le dai noi în piesă devin vârful... Da, până la urmă, până abia aștept până la urmă. să dai partea aia, știi, din piesă, partea nouă din piesa veche, știi, e foarte... Am înțeles. Da, atunci execuția se schimbă, dar Interesant. ca și, ca notă sau bătaia aceeași, numai că o faci mai bine după 10 ani. Da, e treabă de, de balans? Simți altfel balansul piesei? cumva se transformă piesa. La noi a mai a fost și o chestie. Eram două chitări, am rămas în una. Și când ne-am ne -am trezit că trebuie să reproducem niște piese, a trebuit ca Ionut să facă performanța, să combine două chitări cumva. Trebuie în... să schimbe ceva în cap acolo. Și pe lângă piese. faptul că răsare dintr-o dată basul, a început să se audă basul la noi, o să auzi pe piesele noi că e bas peste tot și și lucrează băiatul acolo mai mult decât lucra înainte, Ionuts a preluat și partea 2 de chitară sau încearcă să facă părți mult mai complexe sau mult mai colorate și atunci deja noi nu mai sunăm deloc cum sunam acum 5 ani. Adică poți să zici că este altă trupă cu totul, inclusiv limba română. Te-am căzut un picior aici care nu mă ascultă. Mă rog. Uh foarte interesant sau ce m-a surprins mereu, mai ales la vocaliști, lasă că sunt singurii care nu au probleme cu spatele din trupă, care restul știu eu, fost, fost, eu am fost basist la rădăcini, deci da, mai am, dar ca paranteză m-am, m, -am, m -am jurat că nu sunt să-mi cumpăr niciodată ceva pe care nu pot să-l car și întotdeauna am mers ca basist să cânt pe ce era la, la, club și dacă n-aveau pe ce să cânt, mă băgam direct în linie și nu-mi păsa. Pentru că asta era plăcerea la mine la bas, era să dau din cap și să dau alea puținele, alea note, dacă care contau, știi? Vreau să mă simt bine pe scenă, nu să, nu să fac probă de, de, de performanță acolo, știi? C Hai să presupunem că aveți un concert care la voi ține o oră sau mm -hmm. o oră jumate? Un Asta concert nu. electric, nu, o oră jumate nu, dar o oră, un concert electric, da. Câte piese intră? 16 piese? 14? Nu, nu la noi intră cam 13-14 da, piese, să 13, zicem. 13-14 piese, mm -hmm. la, ceea ce presupune la tine să știi versurile. Nu, că vin vine reflex. Dar aici e foarte important. Asta voiam să E o treabă de memorie. Da, da. Eu, de exemplu, la școală nu puteam să învăț nimic automat. Adică, învățam tot dar nu le gândeam, pentru că efectiv trebuia să recizi poezia e acolo. Nu puteai să-i faci tu, să o pui în scenă cum vrei tu. Cred că asta m-ar fi ajutat mai mult. Deci, atunci nu cred că aveam mindset-ul ăsta. Devine automatism. Da, când le repeti... exact asta voiam să întreb. Adică, memoria în sine este o treabă foarte interesantă și cum funcționează. Exact, și detaliile, Ne amintim o grămadă de chestii. Care nu au existat în realitate. Absolut. Se mintea mintea, treaba, mintea le, ar, da, le aranjează ca și, să și te salveze. Și mai, știu, și mai știu că sunt și niște. nu știu cât să te salveze. Păi, altfel ai rămâne blocat într-un cont de umbră. Nu -ai, ai ști, cred că pe mine m-ar măcina, dar așa instant mintea îți acopere locul ăla cu altceva și de, ești mulțumit de respect. Fac o ăla. paranteză ca să, ca să înțelegi un debat. Uh -huh. a, am, o, am o amintire absolut nefirească de când eram copil cu o mână care a apărut de sub pat și mi-a luat mingea de tenis. Wow! Am această oh, amintire oh, care oh, okay. este foarte limbenă în capul meu și care nu are nicio noimă, clar. Și tu ești, tu ești ok cu asta? Deci e o adică... întrebare pe care mi-o tot pun în de ultima când, vreme. De când ai uh, amintirea asta? Uh, cred că aveam sub 10 ani. Ah, ok, ok, da, ok. Da, și da, ți-a revenit da. când? Pur și simplu, sunt tot soi de... E wow, foarte interesant e... cum funcționează memoria. Spre exemplu, cred că acum vreun an jumate mi-am mi -am amintit de o, numele unei colege din... Clasele 1-4, și pur și simplu, da. Venit Trebe, încă... Trebuie să fi trigăruit ceva, chestia. Nu știu ce. De e. multe ori cred că nu ne dăm seama ce anume, ce. ce anume pornește aceste senzații, știi, deja vurile sau astea sau senzațiile de... Dar îți dai de seama amintire. cât, cât, cât viciaza asta o, o poveste sau o realitate. Da. Atunci da, 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 da. Da. să spui chestii cu toată convingerea pentru că le crezi. Și, de fapt, și ele, e ficțiune. Da, și de, ele, ele chiar nu... de fapt, suntem cu toții scritorii născuți prin defectele, defectul pe care îl avem, știi. Pe de altă parte. parte, aceeași memorie presupune niște exerciții Exerciții care să, care să te facă să-ți aduci aminte toate versurile. Și tu mi-ai zis că se creează reflex pur și simplu. E și un fel. reflex, da, și. că la fel funcționează și cu acordurile. Da, ajun... practic, ajungi să-ți minte fiecare bătaie sus jos sau cumva ți-o în cap ca o hartă. Așa și cumva trebuie să fii atent că la bătaia trebuie să ai acolo un punctuleț, o chestie. Asta de ziceam, e, detaliile fac diferența, că de exemplu dacă... Da, Ai e... e cântată la fel ca înainte, numai că cântată o are o nuanță acolo. Și mm -hmm. Pot fi vreo 20 e de da, nuanțe într-o piesă, o, niște accent sau ceva, care schimbă total piesa față de acum 10 ani. Absolut. Dar e tot piesa aia, dar dă un alt felin cumva, se schimbă... De la o răsturnare mică deja o simți altfel și deja e nouă pentru mine o piesă de-asta și e altceva, îmi vine să o cânt din nou și așa ai putea să găsesc pentru orice piesă pe care o avem. E doar un pic. M-a surprins întotdeauna sau mă rog, am apreciat întotdeauna la trupe. Ok, băi, sunt hai să zicem patru instrumentiști pe scenă. Băi, toți aceștia instrumentiștii cel puțin și plus vocalistul, ei trebuie să se coordoneze ca timp. Ceea ce... ai se seama că noi ne mai gândim la treburile astea, vin natural. sunt momente în care poate nu te ajută sunetul și atunci totul sună uf, ca și cum ar bate furtuna în geam și atunci eu mă întorc efectiv la tobă. <laughs> ce mi au reperul, ăla e reperul meu principal, că armoniile le-am deja magazinate în cap. Adică nu că sunt eu atât de bun, dar sunt atât de repetat încât știu că și dacă n-aud chitara, eu mă duc cu vocea acolo. Dar timpul, dacă nu-l aud, e nasol. Și atunci, toba pentru mine live rămâne elementul principal. Pe de altă parte, la acustic, neavând aceeași doză de adrenalină, nefiind în priză, nu mai vine totul natural. Și o să vezi că la acustic am versuri pe... întinse pe jos, pe pământ, pentru că acolo sunt mult mai atent la sentiment și la frazare, frazare și la căldură mm -hmm. și la că le schimbăm un pic încât chiar risc să mă duc pe, pe, pe copcă cu versurile. Și mi s-a întâmplat la acustic cel mai des să fac asta și despre deliciul basistului nostru care efectiv începe și tremură de râs <gână> când mă aude că fac <gână> mâine <gână> sau ceva de genul ăsta, știi? Dar important e că nu-mi din film sau nu mă opresc sau nu mă frustrez vizibil. Că asta e foarte, foarte important. Trebuie să o dai, pur și simplu, să depășești momentul. Da. Lumea nu se va prinde, categoric Dacă se va prinde cineva, merită un CD de la noi <laughs> Gratis Dar uh, uh... Ar trebui să facem asta Dacă v-ați prins de greșeli în concert Să veniți în backstage să vă dăm uh... <laughs> Voi cum vă gestionați emoțiile pe scenă? și expunerea eu, sunt asta? O, eu sunt praf Adică eu nu pot să vorbesc cu nimeni Înainte de concert și cu toate astea sunt nevoit Am emoții de când mă știu, n-am scăpat niciodată de ele Dar cumva îmi place chestia asta Arată că încă sunt implicat Sau cel puțin așa mi explic eu mie Nu știu de unde mai vin Dar ideea e că de prima oară m-am zis pe scenă și, și joi când, pardon, hai că o făceam Stricare Apa apă la scenă Apă la scenă <laughs> până la jumătatea setului sunt absolut fleașcă după aia sunt relaxat aș putea să mai cânt o oră lejer după aia poate chiar să fac glume mai bune decât am încercat am încă o chestie, întotdeauna mă gândeam acasă ce chestii mișto aș putea să spun între piese niciodată nu mi le-am amintit live -a, a ieșit alte porcării, unele poate mai bune altele mai proaste, dar important e că au fost sincere și pe loc nu pot să programez nimic, trebuie să las momentul să mă conducă, nu cred că e toată lumea așa și cred că multă lume care nu e așa e mulțumită că nu e așa, pentru că consideră că e în control. Eu nu cred că sunt în control asupra a ceea ce se poate întâmpla într-un concert sau asupra a ce mă poate influența, să vorbesc. De exemplu, eram la momente de o gradă și am văzut pe unii că făceau flotări de pe scenă în timpul concertului. În, era zona de corturi în stânga și m-am uitat așa în stânga, făceau trei înși flotări, în tandem așa, știi bine, nu chiar în tandem, era un fel da, de... Da, dar făceau pe bitul vostru măcar? Nu, sau... aveau nicio treabă cu noi, tocmai, chiar dacă eram relativ aproape. Și am zis, ia uite mă, uite, uitați-vă, nu-i vedea nimeni, n-aveai cum să-i vezi, erau case, erau aia de sunet, erau niște locuri de stat, nu puteai, numai eu îi vedeam. Dar nu m-am putut abține, aia mi-a ieșit pe greu. Ce faceți oameni buni? stricați buna dispoziția tuturor, Încep, începem să facem pe aici educație fizică și asta, n-a înțeles nimeni nimica. Culmea e că după aia a venit un băiat la mine de la înaltă trupă, de la Robin and the Backstabbers, percuționistul, și mi-a zis ce mișto a fost momentul ăla, care pentru mine dacă mă întrebai, a fost total inoportun și penibil, pentru că nimeni nu vedea nimic din ce vedeam eu. <laughs> Dar pentru el a fost un moment care l-a scos din uh, um, un concert normal, în care doar turuiești piese, le zici titlu și eventual prezinți formația trebuie să mai faci ceva pe scena aia, știi? Te dai peste cap? Nu, nu o să... Ah, da, m-am mai dat și peste cap, dacă s-a întâmplat. Uh, ok, am, am făcut niște filme, ceea ce m-a pus de vreo câteva ori în situația să particip la niște sesiuni de Q&A. Uh -huh. Și uh, m-a pus în situația în care a trebuit să stau de câteva ori chiar singur pe o scenă sau undeva și să vorbesc mulțimii. Wow! Greu, asta mi se pare greu. Da, este greu, greu, adică mi se pare la fel ca și la voi. Nu am păi... explicat la voi de pildă că totul e, e cu emoție până intri pe scenă. Când intri pe scenă, ai intrat într-o transă. Exact, exact, și bine descris. Cum, cumva ai scăpat. La mine n-a funcționat așa. Sau probabil a funcționat pentru că. Pormă, gândindu-mă retroactiv... Nu știi piesele. Aveai niște întrebări pe care nu le știai. Nu, știu că uh, mi-am notat pe foaie, eram cu... Da. Cel puțin la început eram cu să nu uit ideile. Da. Trebuie să spun asta, trebuie să spun asta, 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 asta. Mm -hmm. Și trebuie să le spun. Dar uh, mi-am dat seama că am fost pur și simplu într-o transă. N-am știut ce, ce, ce mi se spune n-am știut ce am spus correct, și correct. cum am spus și dacă am avut emoții și dacă mi-a tremurat vocea și așa mai departe mai pățesc asta și acum aici în fine, asta a fost o fază a doua fază după ce am început să leg Q&A-urile de pildă, am văzut că ai un public care ar vrea să întrebe ceva, dar și ei sunt la fel de timizi exact, sau poate mai timizi exact. decât mine și atunci am început să... Nu să inventez, să-mi structurez în cap niște povești. Da, da. Tu entertain them cumva. Corect. Și corect. să încep să-i la să ei. Am dezvoltat skill-uri. Să-i aduci în povestea ta cumva, știi, să-i faci partaj la o chestie. Dar ca... ne făcând asta, asta regulat? skill astea le am, le, le, le câștig, pormă le-am uitat e, și ia, iar, mă trăiesc într-o situație dumnezeule. Ai descris fix ce mi se întâmplă mie, chiar dacă ai zis că e ușor diferit. Pentru că și eu întruiesc chestii care îmi vin pe loc, au sens, n-au sens, pe mine chiar mă amuză câteodată, mă să mă vezi râzând ca prostă pe scenă singur, nu de nimeni cu mine. Mai, de fapt, Herțu de cu mine, el e, el, ok. Cred că de-aia mă și înțeleg bine cu el cu tova, că -mi înțelege glumele. Dar... Eu trebuie să mă duc acasă și nu cred că doar eu, să ascultăm, dacă am avut norocul să înregistrăm, am eu un aparat cu care înregistrez, se aude foarte bine, concertul și de-abia atunci aud ce am făcut exact în concert. Eu știu dacă a fost bine sau rău în mare, nu știu detaliile, dacă acolo m-am dus câști, acolo -a, nu, nu a fost pe timp toată lumea sau o piesă am făcut o praf de la jumate încolo pe toată, nu știu nimic din lucrurile astea. Știu în mare dacă a fost bine sau rău. A fost ok? A fost ok. Asta ne spune. Dar faptul timp. că vă, vă reascultați acasă. ajută foarte mult. Eu sunt un soi de auto da, nu? Da, 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 da. Păi, în primul rând, că suntem foarte cinstiți, că le ascultăm, facem bășcălie unul de altul, ce ai făcut -mă acolo, o, oh, te-ai dus pe copcă, o, oh, cu Sania direct, și n-ai ce să mai, adică nu ne certăm. Am fost în formații în care dacă se discutau chestiile astea, era grav. Ai îndrăznit să spui așa ceva despre mine? Nu se poate așa ceva. caută ți chitaristă, <laughs> ceva. E interesant să-ți-a spus concetul după. Adică trebuie să fii conștient de ce ai făcut acolo. Atunci, în noaptea aia. Da, da, de obicei ce asta facem. În face? noaptea de la hotel de asta... e pizza, țigara și dacă avem cum, concertul pe... De obicei Ionuța doarme și eu eu să-l ascult de la jumate încolo cu băieții sau singur. Nu droguri, nu grupis. Nu putem să spunem asta, nu? <laughs> Drup Drupis. <laughs> Le combinăm. <laughs> Groguri, da. Groguri. Groguri. Droguri. <laughs> Am droguri de hrănit acasă. Uh, da, asta e, n-ai... Uh... Când ați dat o dată de gard grav uh. pe scenă? Trebuie să fi fost o dată. Băi, am dat atât de grav pe scenă. Doar o dată? Depinde ce înseamnă grav, okay. adică... Uh. Top 10? Top 10, ah. m-am gândit, gândit de când mi-ai zis că trebuie să povestim și chestii de genul ăsta. și m-am tot gândit, m-am tot gândit așa și zic, noi am fost destul de responsabili așa, mai ales că Herțu cu Adiță lucrează în tehnică de scenă. Herțu e sunetist, Adiță e tehnic de scenă, știi? Și atunci oamenii când intră pe scenă, cumva e ca și cum se duc la ei la muncă și sunt foarte serioși și nu mă lasă să pun mâna pe nimic, pe mine pleacă de aici, lasă-mă să fac astea. Nu acum, adică sunt foarte strict, știi? Nu prea e cum să o dai, aiurea. Dar au fost momente, de exemplu, când cântam noi la Tobe cu un alt băiat, un Radu Iustin Câmpeanu, care acum e ceva popstar. Adică nu, cântă cu hands, dacă știi formația. Mm, nu le știu. Pentru. Da, e un fel de BMTH de România, că el era mare fan așa. Îndrăznesc să spun asta, poate că alții... Mete... Bring, me the, bring me the horizon. BMTH. Ah, ok, ok. E prea da, lung. Gata, da, da, știu știu, știu, știu. Da, nu, formația sună, e mare. Uh, și uh, când cântam cu el la Tobe, el de fapt avea cea mai rockstar atitudine dintre toți, știi? Mi-aduc aminte odată la Craiova că efectiv... Uh, s-a băgat și într-o bătaie afară și noi n-am aflat deloc de ea decât când mergeam în drumul spre casă. După ce s-a, cântat, s-a băut, s-a stat la țigări, la vorbit și la altele, în drumul spre casă am aflat că a fost un mare scandal afară în care asta s-a luat la bătaie cu nu știu cine, știi? <laughs> și mă gândesc, zic, băi, suntem atât de cuminți ca nici măcar coincidența nu face să fim acolo când se întâmplă ceva. Știi? Da, da, nu atragi. Da, zic că oamenii care atrag chestiile de genul ăsta trăiesc așa și Radul trăia așa cumva. Nu știu dacă mai face asta, cred că acum s-a mai, 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 mai maturizat ca să poată să-și ridice produsul. Dar înainte era, era de urmărit, băiatul. <laughs> știi? Uh... Am, am tendința, cred că proastă de a sări la gâtul oamenilor în general care, care spun că e foarte de în România. Eu explicându-le. mi îmi place aici. Și mie mi place. Am probleme cu ce se întâmplă pe aici, dar și nu eu mă e... văd în altă parte. Eu explicându-le că băi, facem parte din cele două miliarde din 7 care avem gaze, un acoperiș deasupra capului, apă curentă și electricitate, ceea ce nu este puțin lucru. E în momentul în care mă, mă având foarte tare, mă înfurii, mă, mă, mă enervez în, în tot soiul de argumente, îmi dau seama la un moment dat că bă lucrurile nu stau chiar așa. Uite ce s-a întâmplat anul ăsta, ce an generos am avut pentru România în 2019. Mai întâi a venit un vapor, da? Care, și cu Marea Neagră, ne-a adus foarte multe, foarte multe plicuri de cocaină. Adică, înțelegi? Sunt semne peste tot, știi. Băi, după care s-a întâmplat. Doamne ferește, dar s-a întâmplat nenorocirea asta de la Caracal, care cumva a dezvăluit o, o, o stare foarte toxică. Da, a, da, a, a da. țării și, a, și a cum funcționează lucrurile în provincie, de multe ori absolut feudal, mm -hmm, pur și simplu. Mm -hmm. a, a mai dezvăluit o stare despre cum funcționează instituția miliției, ca să nu spun poliției, da. pur și simplu. Deci dezastru. Uh, și n-au știi... altceva mai bun decât să se certe cu paraziții. Pe bune, să A... de paraziții. A, asta, eu, mi -mi se deci cu paraziții. Atât la lor prin cap. Deci, mi se pare că, astea sunt, că astea sunt jocuri de imagine pentru ei, pentru că dacă nu poți să rezolvi, rezolvi problemele reale, atunci rezolvi probleme de branding și le rezolvi așa. Dar nu au rezolvat. Că păi că n-au rezolvat. Au pierdut inclusiv acea problemă, știi? Mai bine să te-au și rezolvau pe partea Dar oare nu știam că lucrurile astea sunt așa? Adică, eu cred că dormim pe noi și pe când se întâmplă ceva, simțim nevoia să fim revoltați publici. Știi? Mi se pare aiora să te mai plângi când trăiești în țara asta de atât timp și oricum mi se pare că e un lux, exact cum ai zis și tu. Dacă poți să rostești aceste cuvinte, înseamnă că ești suficient de sănătos și de capabil mental, mental să le spui. Oamenii care suferă cu adevărat pur și simplu fac supraviețuire. Nu mai gândesc că ce de căcat e România. Eu așa cred. Uită-te ce, ce, ce candidați avem. A, am văzut. Nu. Dumnezeule mare. Deci, S singurul... Eu nu prea mă pricep la politică, dar nu cred că trebuie Voi, voi mai știți, a, a, candidat, cred, prin anii 90, era un candidat la președinție, Mudava? care voia să, salveze România spiritual, deci el de asta candidase că salva, nu știu ce, făcea parte dintr-o sectă ceva. Păi și bisericile ce mai fac atunci? Scafandru nu știam asta. Se Serios, era scafandru? Mă, era și scafandru, Dumnezeu. Deci, îți dai seama, un mudava de ăsta ne-ar mai lipsi. Pur și simplu, deci e o adunătură atât de pestriță. E, având tot acest context social, ca să-i zic așa, de fapt, voi mai mergeți prin țară, la voi cum Dumnezeu e pe țară, pe la concerte? Cum e publicul? Cum e lumea de acolo? Mai puțină. <laughs> nu, glumez, nu. Culmea e că e mai plictisit, și sper să nu deranjez pe nimeni, dar nu e doar părerea mea, e mai plictisit publicul din București pentru că este mult mai saturat. Adică sunt mult mai multe concerte, mult mai și în parte public, în șapte părți. De exemplu, joi când cântăm noi, eu știu cel puțin că trei concerte, din care unul, două mari, și ales doar alea pe care le-am găsit. Adică în fiecare zi în care îți planifici ceva, trebuie să te mai împarți în cinci direcții dacă vrei să vezi tot ce e pe piață în momentul ăla și n-ai cum. În vremurile atunci... în care toată lumea stă acasă. Da, pe exact. Facebook. <laughs> și este și lăudat chestia asta, că e ok să fii singur cu tine și cu gândurile tale, dar cumva au transformat acest gând frumos în izolarea tehnologică, știi, și nu e ok. <laughs> Dar în țară în ultima vreme a fost mai ok pentru că lumea e mult mai curioasă, pentru că venim rar și chiar ne-am gândit să ieșim mai des în țară decât să cântăm mai des în capitală, pentru că e o comoditate a ieși des în capitală, dar nu-ți produce deloc eco sustenabil în timp. Lumea are impresia că aici te poate vedea oricând pentru că tu ești de aici. Nu-i văd acum. Îi văd încă de patru ori anul ăsta, că am toate șansele și de fapt nu vin deloc. <gângătări> Așa că în Cluj, în Brașov, unde n-am mai fost de mult și acum o să mergem să lansăm al doilea single al nostru de pe viitorul album, urmă, mă aștept să fie măcar, nu neapărat incredibil de mulți oameni, dar mă aștept să fie oameni cu adevărat curioși despre ceea ce facem și cum sunăm. Pentru că noi acolo, la Brașov, n-am mai fost de 5 ani de zile, cel puțin. Dar cum funcționează treaba asta? Este Adică ușor, ușor această, să să zicem... Îți dai seama că asta e o lume doar a noastră, trupelor asta zic, mici, da. medii, adică este o industrie vița de vie palec, nu se gândește da. la așa ceva, sau eu știu, și nici trupele astea care acum au ridicat coma în pentru refuz, nu mai stau cu gândul la... Eu mereu mă gândesc, câți oameni or să vină, se vor simți bine, habar n-am, incol... incalculabil. Ok, -am, am, două întrebări. Unu, uh, prima, cum funcționează industria asta? Există câteva orașe care au cât un club unde se merge merg cam toate trupele și cânt acolo. Doi la mână, ce presupune că ai crescut ca trupă? Că încep să cânți pe banii primăriei sau... Asta oricum, -aș face o cum eu n-aș face niciodată, eu personal. Am avut discuția asta într-o când se tot vehiculau conceptele astea și deși părerea există... Adică că dacă... bănuiesc că până la urmă sunt niște bani. Păi nu, da. logic, practic, ar fi că sunt niște bani. Dați de niște oameni, de ce nu te duce să iei, știi? Dar da... Nu, nu iei tu, e altul. Exact. Da, dar ca... da, pe gândirea asta că nu iei tu, nu e altul, funcționează și în trafic și funcționează și la coada la mega imagi, funcționează peste tot și dacă gândim așa, e aceeași gândire aplicată și la un nivel la care ai putea să, de fapt să te gândești că, bă, nu pot să mă duc undeva când și asta, din nou, e o gândire greșită, că banii ar trebui investiți în altă parte. Dar banii nu vor fi niciodată investiți în altă parte. Banii sunt da, dedicați, bulă. știi. Uh -huh, uh -huh. Dacă nu te duci să iei tu, îi va lua altcineva. Dar eu personal nu mă văd când la pentru toate milioane din lume. Adică mi-am făcut un mod de a gândi în care dacă nu sim măcar ce cânt în piesele alea, toată revolta toată furia aia, și pe mă duc și când pe banii primării, sau mă duc și când la un festival de fast food unde toată lumea molfă e un burger în timp ce eu mă chinui să vorbesc despre cât de mult sufăr eu acolo în tema piesei o, o cântare britlas de revelion la Slobozia. Sau? Ba da, dar asta e cu totul diferit. Dacă nu e cu primăria. Bine, <laughs> primăria din Slobozia. Zilele orașului. Da, zilele orașului. Mie îmi plac, cel mai mult îmi plac lucrurile unde există o, o relație, adică o preînțelegere că avem încredere unii în ceilalți, că trupa e bună, că vor veni niște oameni, că mie îmi place de voi și voi, vă place de mine, adică cu patronii, cu organizatorii, cu asta, din start dacă am un vibe bun și noi avem în acea înțelegere un vibe bun, simt că concertul ăla va ieși bine și că totul va fi ok. Adică știu că omul ăla se va ocupa de promovare, noi ne vom ocupa să venim cu tot ce trebuie, să nu facem fițe și să cântăm bine și să fim ok. Și chestia asta crește de la an la an și automat vadul ăla va fi bun pentru noi, mai bun pentru noi la anul, știi? Dar de aia nu vreau să mă bag în lucruri în care nu mă regăsesc pentru că știu că nu va ieși bine și nu mă voi simți bine în treaba aia. Deci cumva o facem egoist și cred că e ok să o faci egoist. O fac, o fac pentru mine, pentru hrănirea sufletului meu de aia nu o să fac niciodată chestii în care nu cred. În, am avut și o, la, la un moment dat, cred că am avut uh, un an în care cumva m-am simțit ca un soi de rockstar. Uh -huh. Am făcut un mic turneu pe la festivalurile din, din România cu balta albă. Da, în mare da. parte am fost la, cred că cu excepția lui Tifa, am fost și cu Partizan. Măi, am văzut cluburi foarte serioase, cu toată dotarea. În... poți să întreb unde ai fost, așa, sau ce te-ai impresionat S tu? m-a impresionat. Under... Underground. Da, jos pălăria. Da, jos pălăria, era un club cu toate dotările cu putință. Poți, toată poți, poți să, să spun multărași. un detaliu despre Underground? Deci, poți să spui orice. Super club, nu cânți acolo dacă n-aduci public. Punct. Așa e peste tot. Nu, nu e peste tot așa. Hmm. De-aia ziceam de încrederea relației cu patronul sau organizatorul, că sunt oameni care te-ar primi în clubul lor pentru că e gata să facă un efort să te promoveze sau să dea soare în țară, doar ca să te aibă acolo pentru că îi place de tine. Sunt cluburi care zic din start, pierd. La, da. îmi pare rău, sunteți o trupă serioasă, mișto, faceți treabă, nu munciți, voi, dar nu e public ne? pentru voi. Ba chiar mm. mi s-a spus, sunt și trupe mai mari decât voi care nu mai aduc publicul care aducea aduceau înainte și va trebui să găsim altă metodă de a relaț relaționa cu ei. Deci și sunt cluburi în care, și este doar un exemplu, și de zic, fiecare club are specificul lui. Și fiecare om care se ocupă de concerte specificului, lui. Nu există, de zic, nu cred că poate fi vorba de industrie în cazul ăsta. E vorba de animerii, punctul omului, punctul G al omului cu care trebuie să te înțelegi să faceți nu dragoste nu muzicală împreună. Nu e asta regula de showbiz, <laughs> să te sincronizezi cu momentul și cu, da? Ba da, ba da, ba da, nu, nu, eu nu mai sunt omul oamenilor așa, adică îmi place să fiu pe o scenă și să arunc toate sentimentele alea spre ei și să sper să prindă ceva sau să se întoarcă înapoi, dar nu mai pot să stau de vorbă și la taclale și la vorbă mică de asta ca să ne împrietenim, să vorbim despre vreme, ca de fapt să ajungem să să ajung să-ți pe o scenă, știi? Îți place bine, nu-ți place să fim sănătoși. Că... Oricum sunt puține cluburi în țară. Nu e de adevărat. De Iași, Constanța. <laughs> Eu zic că sunt destule cluburi în țară, sunt puține cluburi în care cântăm, putem să cântăm noi. asta se stac... poate cânta rock. A, sau așa, da. E Cluj, Iași, Prașov, București, două, trei. Craiova, Constanța, se cântă și acolo. Noi, Craiva, nu. Da, Craiova, da, erau niște panchiși pe în anii 90. Erau, erau. Și... eu când cu... Eu acum m-am reunit re re cu Traum în care cântă Alexandru Catrina care a fost în teror art, În, Art. Ah, știu, știu. Da, art. Și care a colindat nemția la greu, el fiind nevoit să învețe limba germană pentru că el era singurul care știa să vă, știa detaliile necesare de, 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 care trebuiau discutate cu sunetistul și normal că dădeau numai de peste nemții acolo. Și un fapt interesant, un fapt interesant este că ei i-au dorit în română tot timpul, cu toate că ei erau dispuși să cânte ceva în germană și a zis: "Nu, nu no, ne place no, de voi no, așa, no. cum cântați, nu faceți prostia asta că nu nu funcționează așa." Și mi-a s părut foarte mișto, să ți placă de o trupă pentru ceea ce e. Ați cântat? Am fost că e club la Băicoi. La Băicoi ați cântat? Nu știu dacă am fost vreodată acolo. Deci clar n-am cântat. E club la Băicoi? Este un club la Băicoi și se tot cântă. Adică trupe rog să ducă acolo. Păi cum e mă live at Băicoi? Adică cred că cum ar fi să ai un DVD? Eu cred că ar vinde, tot, ar vinde tot numai titlul. Adică dacă, dacă pun acum, dacă intru pe Facebook și pun ce părere aveți de un live la Băicoi, va fi cea mai bună postare mea pe luna asta. 50 60 de like dacă ajungem să măsurăm preventiv așa, știi, prezumtiv chestia asta. Deci nu mai titlu ar vinde. O să mă interesez cum se numește te clubul rog, ăla. Te dar rog. Am putea să facem o, o găselniță de asta de marketing pe Facebook. Semnăm o petiție pentru un live care să se transforme uh, măcar într -o, într o înregistrare, într un bootleg. Da, așa? da, da, da. A da. la băicoi. Băi, deci nu mai cum Brit las la băicoi, nici nu știi, pa e așa live. <laughs> Da, bun. Să știi că vreau numele, vreau numele clubului neapărat. Da, o, <laughs> o, să de, o să devină obsesie în curând treaba da, da. asta. O cântare de 8 martie, Da, da, e, da, ceva, da, da, la da, băicoi. Da, 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 de da, Valentine's Day. Revelion, ce? Revelion. Cum da. ești, băicoi? <laughs> băicoi, ești bine? Ai impresia că vorbești cu unul din public și zici, băicoi, ești ok? <laughs> și răspunde unul, da, merge. <laughs> bine, ăla care se simte, știi? Ăla care e la care este. Băi, e un sigur. oraș, oamenii se ducă acolo. adică, Vezi prejudecata, Îți, ima îți imaginez că acolo există un public de rock. Wow! Dacă Bă, există un club unde sunt cânta... Adică eu știu de partizan. Partizan mai cânta la băicoi din când în când. Uh -huh. Dacă partizan cânta acolo, clar avea un public. Adică era un... Bănuiesc că patronul ăla se, baza, se bazează da, pe un număr de, de oameni categoric, care își plă plă plătesc biletul și consumă atâtea beri și cam asta este povestea. E cum e interesant. Noi, după cum ai zis eu, nu -ți, că când ne uh, propune să plecăm în țară, e foarte simplu, că avem trei locații sau patru locații în care putem le să mergem poate. și le rezolvăm. Gata. No, la voi care sunt? Brașov, Constanța, Cluj, uh, Cluj, și, București. și București. E mai era și Iașu, dar uh, e, mai izolat, m mai izolat un pic. N-am avut așa mare succes pe acolo când am fost, chiar acolo am fost, a fost chiar unul dintre orașele pe care l-am atins cu lansarea LP-ului nostru, care în București a pornit Că trebuie să cuceriți Moldova. Da, da, da. Moldova, cred că e jumate în control aici la noi când vine la concert, adică, nu, dar asta e adevărul, adică nu... Chiar mă întâlneam cu și păi, pe ați venit și voi când e toată lumea plecată. Zic, există un program pe care aș putea să-l urmăresc ca la, asta la ca la, transporturi, așa, știi, uite, pleacă grupul de 2000 de persoane în luna asta. Ah, l-am ratat, că rahat, asta e, venim la an. De-aia zic, nu e... nu asta e în Constanța. Aia nu Constanța, luat, da dar de ce sunt toți plecați pe bas? Dar pe nu ne-ar fi zis când am pus concertul, știi? Au <laughs> zis-o la finalul concertului când n-a ieșit atât de bine și a zis a, ați venit și voi când au plecat așa <laughs> Dar sunt particularități ale publicului? Cum e publicul de la, de la Cluj, de pildă? sau cum Da, e eu, de, de la exemplu, Constanța? nu știu dacă sunt particularități, dar din discu discuțiile particulare sau descriile particulare ale altora despre publicul din alte părți, mi-am făcut idei. De exemplu, am impresia că. Eu am impresia, nu știu dacă e așa, că publicul din Cluj și din Brașov e mai pretențios. Dar nu am nicio dovadă. <laughs> adică, eu doar consider că e așa și mă pregătesc să fiu mai nu neapărat mai sobru, dar mai atent cumva. Nu știu dacă mi este, că e același lucru cu replicile pregătite de acasă. Nu, nu ies nici mai îți aduce aminte ce ai gândit. Așa că s-ar putea ca, de fapt, efectul să fie același. Dar eu, în capul meu, la Baia Mare, de exemplu, am fost odată de mult de tot și acolo la fel, n-au cluburi, n-au asta, dar oamenii se adună în orice loc în care le spui să adune și vin, dacă ei prins pe toți, că acolo foarte mulți am înțeles că lucrează în afară, platforme petroliere sau ceva, mai ales tinerii, cel puțin atunci când am fost eu, mi eram wow, serios. Și deci vin toți inginerii de petrol la mine la concert. Foarte frumos. Să, okay. Un public zic, de deci toată... nu-i puțin da, lucru, da, da. Bursa Încep să, bursa... să sunt caraș. De, aici, de aici, se... aici se face bursa, știi? La mine, la concert. Sunt foarte pasionați de concerte și încep să cred că cu cât e mai îndepărtat, da, uite, la... Unde am fost noi? Unde e Motors Pub? Suceava. Suceava. Acolo, na, considerând că este tot așa mai departe și mai, ai, ai zice că dacă vii rar acolo, măcar vine lumea de cu n am avut așa un impact mare. Cu toate că am fost de vreo două, trei ori pe acolo și ne-au primit cel puțin clubul ăla, primește trupele foarte, foarte frumos. Cu, pune la dispoziție tot ce, tot ce poate. Adică sunt foarte, foarte primitori. Dar publicul nu, nu a fost atât de curios. Și nu mi-am explicat asta. Păi m-am gândit că poate având un festival ca Bucovina Rock Castle, nu mai au nevoie să vadă și alte chestii. -o dată pe an. Da, exact. Văd dată pe an, dar văd bine cât o mai exista, că acum e atacat de Dumnezeu, mă rog, de reprezentanții lui Da, acest am festival. am văzut că ai și ceva scandal acolo. Ma, dar sunt, sunt, repetate la o lună, mai vine unul, mai zice ceva, că, cred că plămâna o să pice. cred că așteaptă momentul când nu o să mai fie oamenii de bază ai festivalului și în momentul ăla o să la capareze. Sper că nu, e un festival foarte mișto și care onorează trupele. Știi, există, bănuiesc, acele voști, aceste voști bisericești care afurisesc organizatorii de festival și trupele lor. Băi, eu cred că ăștia au atâtea probleme de rezolvat acolo. Știi, erau vremuri în care dacă erai din satul nu știu care și te duceai duminica la biserică și te, te lua preotul că ai prea curvit, mai lăsai capul în jos. Un pic așa, da. Fix, cred că asta ar trebui să fie problemele lor. Nu, frate, ei afurisesc Pe ca și faza cu, Ca sau... și faza cu poliția, știi? Nu poți rezolva problema reală, nu poți sta de vorbă cu oamenii, nu poți da o masă caldă a care stau pe stradă. Că eu cred că cu asta ar trebui să ocupe biserica. Dar poți să dau cu cădelnița în cap că dacă că s-ar ocupa cu asta biserica, mă jur că aș face voluntariat. Dacă s-ar ocupa biserica cu asta, aș înțelege că, are o ocupă. parte mega da, utilă. Da, da. Unele probabil, nu știu. Nu, nu spun, da, să mai, să Dar din momentul în care spun să vii cu, să cumperi lumânări doar de la ei, eu nu cred că se mai ocupă, se mai pot numi că se ocupă cu așa ceva. Și asta am văzut It's că e răspândit. Baby. Și asta am, am dat un exemplu subtil, că sunt chestii mult mai grave. Eu îți povestesc o întâmplare cu bunicul meu de la priveghiul lui înțepenim aici amândoi. Adică efectiv s-au certat pe mort și cu asta am încheiat discuția. Doi preoți pentru că nu, nu, unul a zis că e din sectorul lui și el a zis că, păi da, da, capela e la mine în sector și a trebuit să plătim două slujbe. Deci asta înseamnă, de fapt, religia. De ce preot și de ce jurisdic jurisdicție religioasă aparții? Deci ăștia funcționează, eu știu un caz mai, mai vechi, ok, a fost o crimă. Wow. Și această crimă s-a întâmplat, mă rog, mortul, da? Uh -huh. Victima, uh, era fix la granița dintre două județe. Wow și îl mutau de colo-colo, ca să, să, se ducă sub altă... Da, să ducă sub, sub, al, sub jurisdicție altui județ, Dumnezeu. Pare rău că, da, mare, da. da. E, nu știu dacă mai poți face altceva, știi? E, suna un episod dintr-un film. Aole, or... avem un mor, nu avem noi nevoie de dosarul ăsta, că sigur vă munciți voi și Da, și mai plimbe, îl mai plimbe, așa două luni până când se hotărăște cineva că... Nu știu, sau până când intră în putrefacție sau eu știu, habar n-am, Doamne ferește. Doamne ferește, ia, te vezi, reflex de la bunica mea. <laughs> Dumnezeule mare. Știi, erau tot, tot soiul de povești de-astea, eu nu știu dacă îi amintiți de prin anii 80? Cu? Uh, 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 ok, era un pensionar, a fost, a fost caz real, era un pensionar care era un bărbat singur și care avea, mă rog, prin sindicat cum se întâmpla sau cum Bilete de pensie, uh -huh. dar trebuia să ducă la băi. Și, la, uh, la băi, da. La băi, da. Uh -huh. Trebuia să ducă la băi și avea tren undeva la 3 noaptea. Motiv pentru care trebuia să se trezească să se ducă la gară. Și nu a reușit să facă asta. Nu s-a trezit omul și a pierdut trenul. Numai că el s-a apucat să vorbească cu alți vecini, cu o zi înainte, că o să plece la băi. Ceea ce a presupus că a venit un hoț. Iar dimineața pe la 5. Uh, Omul s-a trezit că îi îmbla cineva cu cheile, nu știu, cu niște chei, nu știu. Și singurul lucru s-a speriat foarte tare, iar singurul lucru pe care l-a făcut a fost să iau tigaie și a dat cât a putut de tare cu ea. Nu știu asta. Eu povestea? nu? uitat la. Am murit la. Și, pe urmă, s-a auzit o bufnitură, s-a făcut liniște. Wow! Și unul s-a, s, -a, s -a culcat. Incredibil. Și pe urmă, două ore mai târziu, pe la șapte, ciocanau vecinii care un mord la ușă. Incredibil. Astea sunt adevăratele povești, adevăratele filme pe care aș vrea să le văd făcute de, de, și, și de regizorii români. După povestea asta, toată lumea stătea cu tigaia la ușă. Au avea agățată în cuia, <laughs> roș, știi? Unde spui haina și că... Da, cheile, da? haina, da. Cuia sau, sau, ar fi mai fi să ai tigaie și la chei, știi? Deci o ieși afară, că până la mână, nici afară nu ești foarte... Da, o tigaie mai mică așa. O tigaie care te electrocutează. O tigaie ascuțită. Toți știau ce au de făcut. Băi, și mai erau... Deci vezi, e nevoie de un erou. După aia toată lumea știe ce are de făcut. Da, sunt fascinate povestile astea de până 80. Mai erau, mai erau alea cu, cu hoții de porci. Asta nici pas nu știu. A fost unul care a fost trezit într-o noapte. Bietul om a fost trezit într-o noapte pentru că, ok, avea, avea o gospodărie și avea vreo 10 porci. Nu, nu puține, avea 10 porci. Mm -hmm. Iar într-o noapte, da, la... la, la, la Trei noaptea l-au trezit unii că l-au căzut niște porci din mașină și că să-i ajute să-i pună, să pună porci în mașină. I-a ajutat sau s-a culcat a doua zi, află care că porcii lui? Am vrut să... am bănuit-o din momentul... Deci cât de adormit să fii să... Nu te supăra. Am mai fost unul care a furat un... Dacă porcul ar putea vorbi, vezi? Să ca cu animal. Am mai fost unul care a furat un porc, l-a legat cu sfoară și l-a aruncat peste gard ca să sară și el pormă și s-a spânzurat și a murit acolo. Wow, man! Deci astea sunt cele mai tare șorțuri posibile ever da. și nimeni nu le face, nimeni nu le pune în, în viață undeva De, foarte erau, erau vremurile alea când se fărau covările cu pisica, știi? Când se fără covările cu pisica, mm -hmm. ok? În, la blocuri? Blocurile bucureștene din da. anii 80, da, da, în da, da, din dormitorile noastre comuniste. Mm -hmm. Așa, pan, de două pe cu curățenia de primăvară, cu de toamnă, da, bătutul frecatul, spălatul covorului, și lăsatul covorului pe balcon, da, a da, da, uscat. Da, da. Și și venau hoții cu pisica, dacă era la etajul ăla 2 și aruncau cu pisica și pisica tot agăța, Wow. Măi. Da, până cădea covorul. Deci ăsta e un, un, alt nivel de geniu, mi se pare. E așa ceva... Eu, și eu care credeam că sunt șmecher, că am făcut de cu, cu, pahare și încercam să vorbesc cu vecinul de desu când puteam, de fapt, să exersăm acest furt cu pisici și să devenim și noi cineva <laughs> în timp. <laughs> incredibil, incredibil. Și a mai fost reversul medaliei și asta s-a întâmplat la noi în cartier, în Titan s-a întâmplat asta undeva în spatele blocurilor și știu că... Când eram mic, mă mai, mai ducea mama să stau pe timpul zilei de vacanță la o mătușă. Mă mea a, mic, mi -a la serviciu și mă ținea mătușa mea, în fine. Și erau unii care au avut un porc pe care l-au chilărit, dar n-au reușit să-i taie gâtul cum trebuie, motiv pentru care s-au gândit să-l asfixieze cu gaz. A, asta a fost și făcut în povești din epoca de aur, dacă nu mă înșel Probabil Da, că e, da, da E reprezentată în una din poveștile alea, că parcă-s patru în filmulețul ăla N-am văzut filmul și nu știu, dar E, făcut făcută asta și l a adus pe șestache că n-aveai voie Da, bineînțeles, da Și porma când l-au pârlit a explodat porcul A fost Dumnezeule Mare Adică noi în lumea asta trăim, știi ce zic? Că, sau, sau, ce s-a mai schimbat? S-a mai schimbat tehnologia și cred că oamenii au devenit ceva mai nevrotiși, dar basically cam, cam așa stau lucrurile și la... Uh, e și mai la îndemână, și mai să-ți un hamburger cu porc încât mai trebuie să-l ții din timp și să întingi toate șuncile prin casă, să-l ții cocoșul în, sau gâsca în cadă. Mamă, mi-aduc aminte când se ținea gâsca sau rața în cadă. Mă puteam baia aia de înțepenea, ca zic că mi-era frică de mă, aia pe mine când intram în baia, nu puteam să fac nici măcar o nevoie, că începea să hâsie sau să fâsie aia acolo. Nu înțeleg, n-am înțeles niciodată faza aia. Cred că de am avut cât era mic frică de... Era coridorul lung și baia în capăt întuneric. Mi se părea foarte creepy, pentru că mereu când deschideam, vreau să mă duc acolo, era un animal în cadă în o anumită anului, știi? Și era foarte ciudat pentru mine. Care îi asta. se lua gâtul. Care la un moment dat îi se lua gâtul, mm -hmm. dar rămânea mirosul în, în, căpere, rămânea prezența animalului acolo și mi se părea da, foarte, foarte... Da, la... Nu pot. Am asistat când eram mic, mai ales la țară, când vestitele... Ai văzut cum tremură Dumnezeule, mă da. Mie mi se pare incredibil. În toată copilăria am trăit așa, adică nu m-am mai surprins. m am amuzat o chestie... Mă rog, eram cu, cu... Hai să zicem un cuplu, un el și o ea, care veniseră în România din lumea occidentală și care au văzut doi maidanezi înțepeniți uh -huh. și nu văzuseră așa Niciodată ceva așa în viața ceva. lor. Da, și Pentru să că ei n-aveau maidanezi? Ajute, să facă... Zic am trăit așa, da, 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 da. adică ce că să dă scurt Vai, cum? Că... Da, e ca și cum ai intrat peste doi oameni în aici. Sunt ia pe... Da, interesant. Pe probabil că în lumea civilizată câinii nu merg pe stradă. Știi, cu toate că noi spunem că merg cu covrigi în coadă, dar ei, de fapt nu există deloc în alte țări decât în proprietatea unui stăpân. Da, la că nici bun București nu mai sunt. Nu prea mare. mai sunt, da. Cred că a fost un, a fost un mare război al câinilor. Săracii au pierdut războiul ăla. Da, în fine. Având în vedere că îi fură pe unii și din curți, îi furau într-o perioadă ca să-și facă norma hingherii, nu mă mai mire absolut nimic. Cred că dacă aveai un copil în costum de câine, ți-l lau și pe din curte. Noi în lumea asta existăm, voi în lumea asta vă duceți la concerte, voi în lumea asta cântați, voi... aici vă faceți piesele. Știi? Așa este și este o sursă de inspirație foarte bună. toată mi-aș dori să nu cânt și să fie lumea mai bună, pur și simplu cred că ar fi mult mai relaxant pentru toată lumea. N-ar mai fi nevoie de... Eu cel puțin fac asta dintr-o nevoie de a nu da cu pumni în pereți, că se ia nevastă mea de mine, că îi stric pereții falși pe acasă sau că îmi stric telefoanele, că de obicei la nervi îmi figeam cât un telefon în... Dar e mult mai bună refularea asta, mai ales că sport nu prea mai fac, <laughs> în afară de căratul sculelor și urcatul scărilor. Băi, eu cred că să fii pe scenă presupune totuși oarește yeah, condiție yeah, fizică. Yeah. Pe păi aici intervin repetițiile. Stamina vine de acolo. Eu întotdeauna le zic băieților, băi, trebuie să repetăm. Chiar dacă nu aveți chef, clădește rezistența acolo. Și când te duci și întotdeauna eu am o schemă la sală de repetiții, dau un pont acum, știi? Eu repet sub nivelul audibil al vocii mele ca atunci când mă duc live să explodez, pur și simplu, să simt că dintr-o dată sunt la 300% putere. Cu toate că la sală că toată este enervant, toată lumea e peste mine, eu nu-ți chiar insistă. Mai ai încă jumătate de tură la difuzorul ăsta, dă nu, lasă la așa, nu vreau să mă învăț prost. Nu. Da, ne încurcă pe noi. Pe mine, mie mi se pare foarte tare, știi, să-ți iei niște, adică să suferi un pic, ca după aceea când dai de niște condiții bune să explodezi, pur și simplu, să înflorești. Bine, cât pot eu să înfloresc pe o scenă? Cum să scriu o piesă la voi? De obicei încep eu nu-ți cu o chitară. Avem două piese care au pornit de la bas, deci există și această variantă. Chiar pe albumul LP, care e întins acolo, pe... sunt două piese, Gata și The One Where We Bury Our Past, care au pornit de la o linie de bas. Și a fost Linia de bas e primordială în toată piesa, adică nu prea preia chitara sau vocea sau ceva, nu. Aia aduce tot greul. Dar rest, chitară, versuri, dacă mă inspiră, bine, el are chitară în telefon, e ceva, e cel mai zăpăcit, talentat chitarist pe care îl cunosc. Prinde o idee, o înregistrează și o aruncă alături de cele 100 de idei pe care nu le are intitulate în telefon. Să fie atent să nu ti se fure. Ce să le -i se, ca, ca, Să nu le piardă ca Kirk Hammett da, să da, zică da, da, exact. aveam, eu... o sut, aveam o sută de piese în telefon, Da. De, de, de rifuri. Nu, dar de fapt eu salvez piesele și acum o să-mi suflu singur un pic așa în fund pentru că tot ce fac ei la sală eu acasă lipesc și fac piese complete din ideile lor. Nu le forțez. Fac parte din ide din structura pe care au gândit-o la sală și le dau. Asta e piesa de fapt. da. Uite, cu titlu, cu dată, cu tot. Și tu faci și versurile. Eu fac versurile, da. Pe vremuri când cântam cu Radu, Toboșaru, Rockstaru și cu Vali la chitară, mai veneau și ei cu idei pentru că băgau voci și atunci probabil că se simțeau, simțeau, nevoia să spună ceva care le era și lor personal sau comun, știi? Și a funcționat treaba aia. Dar după aia, dacă n-au mai fost, am rămas doar eu. Dar asta cu scrisul versurilor, uh... Este te așezi la un birou și spui cu pascotat să scriu <fie> versurile sau vin ele, habar n-am când spăl vasele acasă. Și când sunt în mașină, da, când dacă îmi vine, când spăl vasele nu, că nu prea le am cu telefoanele și sigur ar ajunge în ghiuvetă cu două oale peste, dar scriu orice gând sau orice idee în telefon. După aia, când l-aud pe Ionuț cu o chitară, scot telefonul, dau browse repede. Cele, eu, eu le și compun cu o metrică în cap. Deci cele mai multe ori se potrivește, că suntem conectați cumva, știm cum cântăm și cum rezonăm muzical așa. Dar le scriu tot timpul. Idei, bucăți, cuvinte, fraze. Și până ajungi să le completezi, să le dezvolți, știi? Mă uitam simplu. la... nu mai știu... Nu scriu, nu scriu poezii, clar. Atunci când a murit Bowie, uh -huh. foarte mulți muzicieni, mai ales din cei care l-au cunoscut și cu care aș colaborat, mă rog, unul dintre ei nu mai știu dacă era Brian Molco de la Placebo sau altul. Da. Uh, foarte, dar, foarte tare piesa aia lor, Without you I'm nothing, e una dintre preferatele mele. Dar spunea că Bowie, mă rog, povestea, unul din ei povestea că ar trebui, cred, bănuiesc conform contractului să, să facă un, un nou și că nu prea are niciun chef, pentru că e într-o angoasă totală și într-o stare proastă există, și așa mai departe. Există. Eu întotdeauna le-am zis băieților, scuză-mă de paranteză, dacă am avea deadline, cred că în două luni n-am mai existat ca trupă. Pentru că am observat că fiecare în parte are momente proaste separate de cele, ale celorlalți. Și când am eu chef, n are adiță. Când, eu nu cred că are chef tot timpul, el e singurul care are chef tot timpul. Da, da. nu e puțin lucru. Nu e, nu e, chiar nu e. Timp. Iar eu chiar dacă n-am chef, ce interesant la mine este că și într-o zi în care n-am chef de scris, tot pot să scriu. Dar nu știu dacă o să am chef neapărat să, 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 compun până la capăt acea piesă sau să o duc la bun sfârșit. O să dureze mai mult până o să o termin. E, și se pare că Bowie încuraja pe cei cu care colaborau cel mai tare spunându-le că ei în momentul în care trebuie să scrie o piesă, da? nu trebuie nici cum să aibă o stare de confort. Nu. Și să fie într-un disconfort total cu tine, cu problemele tale, cu ce Dumnezeu ai de rezolvat și așa mai departe. Pentru că atunci iese treaba. La voi funcționează așa? La mine așa funcționează. Adică nu zic am o zi bună azi, hai să scriu nu plus că nu pot să zic că am neapărat zile bune adică nu ca să ai o zi bună înseamnă că trebuie să fii mulțumit de cine ești, unde ești, cum ești, ce se întâmplă și că ziua de mâine este sigură pentru tine și ai tăi eu nu consider că e așa aici dar în același timp, vis-a-vis -vis de discuția dinainte am luxul de a spune chestia asta stau în casă în timp ce gândesc asta mă duc, mă duc cu mașina prin trafic și în jur că e trafic, dar eu stau în mașină adică, știi, înțelegi? Există un paradox al acestor idei dar confortabil nu sunt. Deci la mine, când vine vorba că nu pot să termin cu adevărat ceva, e cred că e vorba mai mult de uh, o depresie mai nasoală în ziua aia, sau un sictir foarte apăsător și zic, bă, nu o fac azi, o fac mâine, nu o fac mâine, o fac păi mine Și s-ar putea că de, -abia de luni până vineri, vineri de-abia să termin piesa. Dar îmi permit luxul ăsta, repet, pentru că nu avem deadline-uri. Dar dacă mi s-ar spune că trebuie să prezint o piesă până luni, aș face-o. Aș face pentru că, sincer, la mine ăsta e jobul, nu part time meu. Part-time-ul e doar o sursă de bani. Ăsta mm -hmm. e jobul meu. Aici mă dedic. Nu înțeleg. Dar sfatul lui Boi este foarte bun. E adevărat. Depinde și ce muzică vrei să faci, pe la urmă. Bănesc că Smiley nu compune dacă are o zi proastă. Nu știu, nu cred, nu-l cunosc. Da, sau, nu știu. Da, sau okay. Alex Velea. A n -am. Chiar ar fi interesant să pui niște Fabianu oameni Abia de ăștia. Abia ar... anul ăsta am aflat cine este Alex Velea. Nu știai? Nu. Serios? Nu, abar n-au zis. Semn, Eu încă scuță, știu nu. de pe vremea când era plinuț cu plete și cânta la o emisiune de asta unde țineau posibile vedete într-o într-un apartament sau o casă. Nu mai făcut de râs. În și îi forțau de efectiv de să conviețuiască, un fel de big brother muzical, așa, știi? Da, să știi că asta am văzut că funcționează ca rețetă și afară, adică Motorhead păi acolo... s-au mutat la un moment dat A, și au locuit împreună. Asta e altceva, <laughs> mie mi-ar fi plăcut foarte mult să stau împreună cu formația mea, dar încă o dată, cred că în două luni n-am mai fi fost formație. <laughs> Ai nevoie să te desparți de oamenii din când în când. După trei zile de turneu și înainte aveam câte 5-6 la rând lipite, nu mai avem așa ceva, de-aia zic că s-au schimbat s-au schimbat detaliile problemei ai nevoie să le zici pa, la revedere, repetăm luni, nu le repetăm luni, că e duminica și n-am chef să vă mai văd, repetăm săptămâna vă viitoare sau miercuri, știi? Așa aveți de astea, băi, nu te mai suport astăzi? Nu, la așa, dar se zice că nu ne vedem mâine la repetiții. Eu, de, de exemplu, cu Zilele alea din lună. Da, da, da. da, Eu, de exemplu, nu cred că aș putea să mă văd tot timpul, pentru că avem ce face, știi? Dacă nu dăm una, dăm alta, dacă, sau discutăm, sau mai ales că el e foarte implicat ca și mine în problemele logistice ale formației și atunci dacă nu cântăm, efectiv, putem să vorbim trei ore să ne contrăm, că cu el mă contrez cel mai mult până când ajungem la o concluzie și de obicei e sănătoasă așa. Ce Dumnezeu înseamnă probleme logistice? Înseamnă să dai un, drumul la un clip pe data aia, cât să investești, cu cine să Planul. faci clipul și uh, cu, cât să-l plătești. El zice o preț, eu zic altul. Fiecare are altă abordare a problemei. De, ce sunt, de Asta a fost o problemă. Dacă scoatem sau nu, cum n-am făcut niciodată de altfel, o piesă la distanță două luni lună față de cealaltă. Pentru că noi ziceam, băi, se neacă. Adică, pe lângă faptul că pe nu ne vede nimeni, dacă scoți două piese, una va avea de suferit dacă nu chiar amândouă, știi? Dar acum, pentru că nu am mai scos nimic de aproape un an de zile, am vrut să ieșim cu o piesă pe online, prima fiind Fuga, pe care o scoatem pe 4 noiembrie, doar cu clip pe YouTube, și a doua cu concert la Brașov și în control în București. Furtuna. Și efectiv ne-a ruinat financiar, pentru că noi neavând concerte pe vară și investim numai ceea ce câștigăm, ce câștigăm reinvestim Sunt în formatie... Sunt ca o afacere de familie. Păi nu? este ca o afacere de, de familie. Am vrut să avem relaxarea asta psihică, că nu trebuie să bași mâna în buzunar. Am băgat mâna în buzunar acum pe final, că n-am avut de ales. Dar n-am mai făcut asta de 8 ani de zile. Nu, nu 8 ani, că faza asta cu banii o avem cam de 5. De 5 ani de zile. Și normal că... Eu, de exemplu, am fost foarte speriat când m-am gândit în seara aia că trebuie să mă luasă să le zic băieților că trebuie să scoată un 3-4 milioane. Deci eram total și m-am întâlnit că eu zic, ce facem? Trebuie să le zicem asta, că trebuie să te apai. Știi, la, 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 la orice nivel, da, am înțeleg, la, la orice nivel ăsta e un business care trebuie să funcționeze și ca atare. Știi, uite... Uh, uh... Dar nu e mai mult un organism care... Filmul pe care l-au făcut Metallica, nu a... Kind of Master, ăsta, ăsta cu povestea. Ăsta cu băiatul cu valiza. Da, cu, Bă, cu e foarte apocaliptic și mișto, dar oare ce era acolo? E aceeași poveste ca cu valiza din Pulp Fiction în care se zvonea că e sufletul lui negru la Am uitat numele, îmi scapă okay. numele. Filmul a avut un buget de 20 de milioane al lui Metallica. Da, Știu. și nu, și, nu și-a scos banii. Păi... adică nu, nu s-au scos banii de pe el. Sincer, cred că toată da. lumea s-a bucurat mai mult de cântare decât de filmul în sine, că filmul e o o metaforă așa, o, poate să fie Să știi orice. că m-am uitat, m-am uitat la el de două ori și într-o primă fază mi s-a părut o prosteală bine filmată, bineînțeles. Foarte înțeles, bine și, filmată. Da. În a doua fază nu mi s-a mai părut o prosteală, cred că am fost mult mai atent. O, omul ăla trăiește poveștile din piesă cumva. Da, e, e foarte adevărat. Am, am sesizat paralela și e mult pe care... mai visceral o... din punctul ăsta de vedere. Bine și trebuie să-l și vezi pe ceva ca lumea A, asta și să-l și auzi când... într-un fel și atunci îl încasezi altfel. Eu știi? cred că oamenii care comentează foarte mult și foarte acid vis-a-vis -vis de anumite release-uri, piese, eu sunt, cred că sunt oamenii care nu le consumă corect sau suficient sau nu le consumă într-un mod nesănătos. Că și eu sunt om care, și îmi pare rău față de lumea care pe care o sfătuiesc să plătească bani la bilete și să cumpere sitiul original, dar mă uit la filme pe net. Pentru că nu sunt genul care se duce la cinema cum se, ducea, cum se ducea pe vremuri. Nu mai sunt atât de social și atât de încântat să ies în public și să stau la cozi și să sufăr niște chestii de-astea omenești. Că sunt și o om doar. Da, asta să zicem, pe asta presupune mereu investiție. Știu de la banc, da? Știu de la banc că au făcut credit la bancă să-și facă un concert unde, bineînțeles, că arată, au pierdut bani. Care arată toate și, în demențiale da. și în timp plătește, în timp Dar trebuie să ai acei bani. Trebuie coloț. să ai acei bani, da. Și o investiție niciodată nu știi. Mai ales aici unde nu știu, mai ales în zona asta. Hai să nu zic poate numai de rock. Bașca, aole, știu știu ce spui. Sau poate plouă, plouă, mă. plouă. Da, deci asta ca plouat gata, s-a terminat. La noi aici, cred că toată industria muzicală, nu numai asta de rock, sau cu precădere asta de rock, este veșnic o piață în formare. Da, de acord. Adică n-ai o siguranță a, a. Băi, au venit acum 200 de oameni. Băi, trebuie să fac ceva data viitoare, vin măcar tot ăștia, dacă nu vin 500 și așa mai departe. N-ai această siguranță de la de Se la schimbă o... generațiile la nu știu, la 2 ani, cam 3 ani. Plus că, că ani. e faza aia mai cu. Mai mult, mai puțin, mereu nu știi. Vezi alte fețe în public. Plus că e faza aia cu realitatea fiecare. Știi, tu dai un concert cum am avut noi lansarea, a fost sold a fost și a zis, bă, ăsta e semnul. De aici o porni. Gata, ne-am După scurt. aia, instant. Da, <laughs> da de <-aia laughs> la sine, știi, mamă, și, și erau la modul da. zic, bă, e rușinos, frate, să nu poți să reproduci chestia aia, să nu poți să o rea, pui în scenă, să fie la fel, n cu și mă gândeam, zic. Ce a fost așa? De fapt a fost o conjunctură de foarte multe evenimente, promovări, pauză foarte mare, că noi anunțam albumul ăsta de întâi de un an, pe unul de doi ani, pe unul de trei ani, știi? Și toată așteptarea aia cred că a produs așa un cumul și, de și curiozitate. Concluzia a fost să lansăm un album la fiecare concert. Deci de probabil că dacă am luat pauză de doi ani și am venit cu un album masiv, am avea genul ăla de public. Dar ai nevoie să cânti, nu? Ai nevoie să simți că faci asta, că altfel... Și n-ai niciodată o rețetă. Nu. Nu, e vorba ta, este. cred că ai 100% de ta, dreptate. Este întotdeauna trebuie de conjuntura. Exact, să nu fie exact. Ploaie, să nu fie cu meci, cu... Și Tot trebuie să-ți le asumi, cu... asta e foarte important. Asta, aici vorbesc strict pentru. Eu cred că acum noi avem uh, o chimie sănătoasă în formație. Că lumea, toată lumea de la mine informație sunt convins, chiar dacă eram îngrijorat că nu o să scoată 300 de lei din buzunar, pe care, apropo, i-au dat foarte relaxat și el după, după seara era la muzică. Ăștia chiar au dat banii fără să comenteze, frate, ce băieți avem. Eu nu am dat. El nu i-a dat că el e casa, știi ce, mi se pare normal. Dar... Făzat, nu vă uitați la bani! <laughs> sa ți banii să vină la mine. Nu, asta e, asta e situația. O chestie de conjunctură, într-adevăr. Dar e asumată și asta e foarte sănătos. Să știi că poate să iasă și prost. Dar tu să-ți fi făcut treaba bine. Cât de bine ai fi putut. Dar în momentul în care scrii și apari în concerte și scoți album CD sau ce Dumnezeu mai faci ca trupă, care a fost pentru voi unul din cele mai rewarding momente? Clar, lansarea. Eu nu mă așteptam să iasă atât de bine. Lansarea LP-ului, full length-ului. Dar în același timp a fost și o trezire la realitate, pentru că crezând că, nu-mi nu, nu imagineam că toate concertele vor fi așa, că știam că diferă publicul și uh, uh, reprezentația reprezent, reprezentanția formației de la un oraș la altul sau de la o comunitate la alta, dar uh, mi-am dat seama că trebuie să-mi asum și mai mult uh, posibilele mici eșecuri din viitor și trebuie să îi dai bice. În timp cum totul a devenit mult mai programat. Uite, de exemplu, acum lucrăm cu agenție de booking, lucrăm cu agenție de mărci separat și nu mai suntem independenți de nicio culoare. Adică până și cu deal cu Universal, chiar dacă ei sunt doar pe digital și așa, nu suntem o trupă care vine cu CD-ul din mașină, știi? Trebuie, poți să ți-l cumperi din magazine, poți să ți-l comanzi de pe net, poți să-l comanzi de la... Adică sunt mult mai multe chestii care sunt în favoarea noastră decât erau acum 5 ani. Și mi se pare că am crescut pe o parte de business, și am scăzut pe partea de energie spontană, știi? De. de etate. hocul, a dispărut ad hocul, știi? Suntem suntem destul de vizibili, știi? Nu mai trebuie să vină lumea strict la concert să vadă ce se întâmplă cu noi. Se poate afla de pe net. La mine, unul din cele mai rewarding momente au fost când am fost, mă rog, cu cele câteva filme pe care le-am făcut prin țară. Și am văzut reacția publicului odată că am văzut cum să spun un tip de glume la care unii râdeau într-o parte a țării se râdea într-o parte, în aceeași parte a țării nu se râdea știi? sau, da, depinde de, de locuri și cât, repet, se prindeau sau se râdea la glumă în funcție de locul în care da, erai da, da, da. unii le prindeau, unii nu cel mai amuzant a fost când am fost la, mă rog, ICR, m-a chemat și am expus balta albă la Berlin, a... lasă cum funcționau oamenii era un cinematograf mic unde încăpeau 50 de oameni, au venit vreo 60 și ceva să-l vadă, n-au avut loc toți. Mm -hmm plus, păi, avea un calculator de unde a să pun eu VLC-ul și subtitrarea, nu mergea nimic să blocase. Să deci zici, bă, zic, pe bune, sunt în Germania? Da, 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 ok, da, a da. Da, funcționat, până la urmă. Dar nu asta a fost treaba, dar este o glumă acolo pe care o face un, un personaj din film mm -hmm. și care explică, mă rog, vorbea de, 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 de și spunea că Hitler era supărat pe americani că nu înțelegea cum America, o țară atât de dezvoltată, cântă Panorama. Momentul ăla din film. Deci nu vrei să știi cum s-a râs la Berlin. Serios? Da. Deci au fost... Ăla fost, da, a fost, cum să spun, catarsisul documentar. Ăla a fost un moment pentru care -a, eu aș fi fost împărțit în, în ideea a ce s-ar putea întâmpla, știi? Dar uite, bravo, mișto. Mișto Și Uite ce mișto. Da, și exact tipul ăsta... Și Bine, în alte locuri la glumă nu s-a râs? Ba da, s-a mai râs. Eh, bineînțeles că s-a râs. Sau cel mai amuzant a fost când, mă rog, m-am așezat lângă o domnișoară care a râs tot filmul sau așa. <laughs> și după ce s-a terminat filmul era cu noi pe acolo cumva și la un moment dat a avut o sclipire și s-a prins că eu sunt ăla din film. Da, da, da. da 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 Nu cred! Da. Iar <laughs> a prea prins ce se întâmplă da, acolo. Da, da, da. Foarte tare, foarte tare. În, în câte țări ai fost cu filmul? Da, Berlin, atât. Ah, doar în Berlin. Berlin. Și aici România. în țară în România la greu. Și în da. România. Nu, în țară, spun eu, a fost a fost Cluj, la uh -huh. tif, a fost a, Tif Sibiu, a fost Tif Târgu Mureș. Iaș, seriile filmului românesc, A mai fost un documentar de muzică la Brașov. Uh -huh. Mă mm, știu, pe de-a fost. Deci, cam locul în care am putea Beara, să cântăm și noi. Da, da. <laughs> asta vreau să zic. Păi mai rămâne zic de... să mergem la Berlin. <laughs> da. Da, n-ar strica la Berlin. La Berlin cre... se întâmplă lucruri interesante. La Berlin, spre exemplu, m-am dus cu. m-am dus cu. Ah, iar eram convins că o să văd numai femei urâte. De ce? Pentru că așa credeam eu că ne-am tăițat surte. Mm. Și ce am văzut la Berlin, Dumnezeule. Vai. Cred că e mai uh, omogenă treaba, da, acolo, des... așa, nu știu. Băi erau numai femei frumoase. Mă românce nu erau românce. Nu, singura chestie care m-a surprins foarte. Nu neapărat neplăcut, dar am avut așa o... De fapt, două chestii au fost. În București, cel puțin, dar cred că și în țară, dar în București, când te duci într-un bar și te așezi la o masă, vrei nu vrei, la un moment dat ai un contact, ai cu o femeie, cu un bărbat, mai ales cu o femeie. Înțeleg. Înțelegi? Da, da. Care la o adică se poate transforma măcar într-o discuție. Da. măcar într-o discuție. Băi, nu, la Berlin se uitau prin tine. Serios? Da. Deci cineva mi-a explicat că s-ar putea să fie de la droguri, totuși. <laughs> Înțelegi? Asta, -i, asta, asta e clar, adică... Dar băi, da, se uitau prin tine, de deci niște femei absolut superbe și, băi, da, se atrage atenția. Iubitori de frumoși, esteți cum suntem. Băi, te, se uitau prin tine, spun, unde, care mă, unde, cine... Mm. Și doi la mână un lucru mm. care Băi, am, am stat mulți ani prin vama veche și am văzut beții grozave și sticle sparte și așa mai departe. N-am văzut în viața mea un metrou plin la patru dimineața de oameni beți unde fiecare avea câte o sticlă de, de vin în mână <fie> și erau oameni din toate colțurile planetei, de la indieni pakistanezi, așa până la africani și așa mai departe. Toți aveau alcool în mână. Și faceau o zarvă cumplită. Bineînțeles. Și cumva am avut, am avut așa senzația, băi, sunt în epicentrul decadenței. Un fel de Londra. Da, da, după, ceva, după da. După orile da, de muncă, știi? Dumnezeule mare, unde sunt totuși? Băi, e, e prea mult. E prea mult. Pus că sunt cluburile alea unde se întâmplă tot soiul de chestii acolo. Unde n ai voie să filmezi, știi ce spun? Da, da, da. Este da. un club bergein, bergain, bergain nu cred că-l pronunț bine, dar este un club acolo unde este coadă tot timpul, unde nu intri oricum unde găsești pe YouTube niște tutoriale despre cum să te îmbraci și cum să te comporti ce și ce cum să te duci ca să intri în clubul asta dacă ai, ai norocul acolo. să ajungi la ușă și să te primească da, nu, că la ușă ajungi mm -hmm. stai la coadă, da, da, da. n-am stat că am oror de cozi, că și am eu, stat și copil am... fiind am... la toate cozile. <laughs> în fine, dar în fine. Și era și trei dimineața și zic, păi, și stau la coada asta și cât stau, pe că pe între 20 de minute și o oră ajungem, ok, unde? La intrare și parma aflu dacă intru sau nu, băi, nu mersi, mă, o să mă culc. Da, normal, astea cu cozile le-am văzut și în Suedia și erau foarte eleganți, că le aduceau băutori afară, de-astea păturiți și unii, mi s-a explicat că unii chiar n-ajung să intre, dar stau la socializare afară și era o fază, ei nu primeau pentru că clubul era la capacitate, ieșeau doi, intra unul sau ceva de genul, știi, ca să fie relaxată atmosfera înăuntru. Și mai este o regulă. Uh, cel puțin aici, nu prea intri în calitate de bărbat singur Tre trebuie să fii, dacă ești cu două doamne și ai și dress code corect, ai toate șansele. Deci trebuie să, să fii un PINP, cumva trebuie cumva fie. Așa. Deși în deși clubul ăla este foarte încurajat, hai să zicem, relațiile de tip homosexual, mm -hmm. da că asta e, asta e locul, femeile întotdeauna trebuie să fie puțin mai multe decât bărbații. Dar care ar fi fațada necesară, adică la ce, la ce ajută chestia asta? Băi, nu știu, știi cum e? Una e să ieșim noi trei la o bere și A, alta e să mai fie și la masă. Varietate, da, varietate. Că e exact treaba asta. Da, 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 oamenii cunosc mi foarte bine. se pare bine. foarte sănătoasă gândirea, sincer. Da, și oamenii ăștia nu fac evenimente și clubbing de ieri de azi, cred că știu foarte bine A, chestiile corect, astea. Corect, corect. Și mai mult de atât în, în clubul ăsta există ceea ce se numește un black room, este Ok, la noi cluburile sunt în centrul, în Berlin sunt la periferie. Aha, ok. Și majoritatea din ele sunt uh, ori în foste, în foste fabrici. fabrici. Așa, eu am fost de pildă într-unul care era rotund. Și, uh, băi, nu m-am prins, decât a doua zi, că era un fost crematoriu. Puh. Da, deci acolo am fost. Ma, cool. Da, extraordinar. Și mi-a plăcut. Venit un băiat care... Nu îi a... rosesc nimic, scuze. Nu îi nimic, da. A Venit un băiat care a mixat, n-am văzut <laughs> în viața mea așa ceva pe două computere 486 cu tastatură și cu monitoare de 486 și mai avea o, o clapă mică băgată într-un mixer și un casetofon. Ba, fel ce de mic, suna, da, suna și mai, mai mult își, așezase 3 sau 4 neoane cumva și asta era tot setul lui. Băi, și făcea cool. o, o, o treabă foarte digitală pe, da, și era setul lui, foarte interesant. Mi foarte mișto. Și crematoriul ăla, și berea cam scumpă asta, mă, enerva. Dar în fine, asta... Trebuie să fie ceva. Trebuie să fie ceva. Trebuie să găsești imperfecțiunea în detalii. Da, și am mai fost amuzant, mă rog. Și dacă să povestesc... Povestește? Voi să mi iau niște... Mie îmi plac poveștile. Voi să mi iau niște iarbă și mi-au zis unui, du-te în parcul ăla că apară, apar cineva, stai acolo numai mult de 20 Bă, de minute. Și a funcționează tot, timpul. Nu a funcționat, funcționat, -a, -a funcționat. Asta, asta ca prost, ești cu doi amețiți vreo în ploaie. Wow. <laughs> zic, okay, să -a, să a trebuit colozi. să merg în Detroit, am avut ocazia să ies cu decadens o dată de mult de tot și la fel un prieten care lucra pe vapor și care era mai plimbat mi-a zis băi îți dau o hartă cu detalii, cu tot. Recunosc că nu m-am dus, că mi-era, eram și mai mic, mi-era așa, na. Dar am avut, am avut gândul și pornirea, că nu că rezolvai nimic pe acolo decât dacă ești te duceai la, la, fix. Dar era tot, tot o poveste genul. Te duci într-o clădire, dai după dai totul e la liber, la orice ușă bați, lumea te servește. Și îmi sună așa, zic, what? <laughs> nu fac asta. No way. Știi, nu știu dacă se mai întâmplă, dar uh, acum câțiva ani era o chestie în, în, Helsinki, unde este băutura foarte scumpă uh -huh. și lumea nu și-o permite și toată lumea e în depresie, că e țara cu număr foarte mare de sinucigași. Și uh, okay. se inventaseră parturile de weekend unde tu, în calitatea ta de tânăr, da, să spunem, căci publicul era da. consumator, era în majoritate tânăr, să se iau pe vase, Aha. ieșeau din apele teritoriale, să suna din clopoțel, wow. Și era toată băutura la jumătate de preț. Incredibil. Și se îmbătau să făceau muci. Nici Sau. mai ajungeau că trebuiau să stea, că acolo de vineri până duminică și cumva trebuiau să stea în cab niște cabine să mai doarmă. Da, Avea da, da, da. Nu mai ajungeau nu, prin nu, ele. Mulți dintre ei nu ajungeau, pur și Ca un nave fantomă alea de Da, deși. da, da, pur și simplu. Da, și a, a, asta, a, asta, era distracția în Helsinki. Bă, nu că și acum. Mi, 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 se pare foarte tare Aș păstra o ca tradiție dacă nu, mai, dacă nu mai e necesitate Aș păstra o măcar ca tradiție știi? Mi, se mi se pare, mi se pare un eveniment foarte marfă Să ieși din, granițele țării și să te faci pilaf. Uită-te ce se întâmplă în America să face business-ul ăsta cu, cu croziere de, de, de heavy metal. Băi, mi se par foarte interesante. Mega ale. Cruz și da, a, da, a fost Și cum am văzut deci, că sunt da. toți decedați pe acolo, efectiv. Ceva similar cu ce mi-ai povestit. Dumnezeu, Numai că acolo Dumnezeu. ai și metal. <laughs> Mișto. Și uh, trupa aia de Dub Free Eleven, dacă... E mai era mai veche, nu știu, are, are un festival al lor tot așa pe un cruz în care invită trupe similare și când un fel de dub, da, un fel de ska cu rock așa mai, mai, mai agresiv. Uh, din nou, foarte, foarte tare. Pentru că practic e o fidelizare a fanilor tăi la maxim acolo. Vă faceți praf împreună, nu există nicio cale de scăpare, nimeni nu pleacă acasă, trebuie să ne suportăm aici și na, e marfă. Hai să luăm o barcă să cântăm pe din buvița cum a făcut Robin de The Backstab și încă câteva trupe pe barja aia undeva, nu mai știu dacă era aici sau în alt oraș, dar știu că s-a întâmplat. Asta nu știam, da, bine. da, am văzut niște poze și mi s-a părut mm -hmm. interesant așa. Nu știu dacă se mișca, adică nu că era în mișcare, că trebuie, altfel, nu se spunea că publicul alea. Cum, cum, ar, cum ar suna asta? <laughs> <laughs> Breed last life pe barja. Pe barja, da. da. <laughs> tu băi Da, 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 da. Noi nici după trebuie. n avem momentan, așa că mai, <laughs> mai vedem cu barca. Am înțeles, păi scoateți banii. Adevărat, ia scoate eu nu banii. Pune-i pe masă. Nu te uita la bani. <laughs> Vindem tot ce ne luăm dubă și mergem și cântăm ca formațiile alea de, de frizeri, știi, barbar, quartet. stai <laughs> și patru, e perfect acum. <laughs> și cântăm numai din voci, știi? Cred că o să vină mai multă lume. Dar ar fi interesant de făcut totuși un festival de asta pe, pe Dunăre undeva. Uh, nu era da. unul pe la mare, pe la Tulcea? Ceva mai cu specific? Ba, cred că da. Cred că mi-a mai... povestit e... colegul Chirc. Ba, da, a fost da? Că a fost și anul ăsta. Da. Dar, da. cred că era jazz ceva. Nu, 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 eu știu, eu știu, știu că a fost... E la Tulcea, dar nu pe nimic, e... nu știu. Adică ce nu e pe nimic? În oraș. Nu, eu știam unul pe undeva pe un mal, pe ceva, pe de apă, ceva pe la Tulcea, de rock, metal, dar cred că nu se mai ține, a fost vreo două ediții. A, nu, era lângă Hârșova, era sus. Și cum se numea? Toate... Deci cum ar fi să de... Să singura, Singurul loc în care am cântat aproape de apă Dar nu era la era fost la Motoroc La Plești, Care era un festival foarte mișto Ținut în parcul Bucov Care cumva Țineau festival acolo Ca să reinvestească în parc Pentru că devenise O genă Parcul respectiv Și vreau să-l reabiliteze Și au fost câteva ediții Dar după aia s-a Tot așa organizat de motoriști Că se pare că sunt foarte serios Și n-aș face treaba în organizare Adică mi se pare că am Pentru o trupă Cum? Sau, a, da, și Mogoșa aia, corect. Asta era, era prea rece, n-aveam cum să-l țin minte. Să cântat pe apă la Mogoșa Nu, lângă. În mm -hmm. parc. A, ah, parc. Un parc da. Dar a fost a o parc. primă ediție și, în, exact ce ziceai tu, fiind foarte departe de București, într-o vineri, cel puțin ziua în care am cântat noi, plus o vreme foarte, foarte friguroasă, avea impresia că atunci o să înceapă toamna din seara aia, N-a avut atât de mult succes la public, dar cine a venit s-a simțit bine, e clar. A fost un, festival, a fost organizat ca la carte, din punctul meu de vedere fost foarte multe festivaluri anul ăsta. Păi Parcă și mai a? Mult ca niciodată. Cred că sunt, mult, cred că sunt multe de care nu știm. Apar adică... peste noapte și apac. Festivalul nu știu de care e. Apar. Și apar deja cu la up ul făcut. La adică te gândești se... oare unde s-a promovat și cum au dat oamenii ăștia de festival sau, sau cum au dat organizatorii de trupe ca să le cheme ca, acum să văd eu toată panoplia asta de 30 a, de trupe. Am crezut că eu pățesc asta, nu, ceea ce ar fi firesc okay, ca Problema se e întâmplă. că la anul nu le mai vezi. Nu, nea... de nu, neapărat, nu neapărat, nu Da să răspund eu alarmă. La nu, nu mai sunt și apar altele, cu altă denumire în altă locație. Da, sunt câteva standard așa mari. Rocksta, uh, Rockstar Extreme Fest, Bucovina Rock Castle, uh, mai e ăsta Rock Another World, care e caritabil de la Iași și mai e și ce, ce presupune că lumea. că voi cântați gratis? Da, și banii se cântă gratis și banii se duc. Am înțeles că a fost un băiat foarte talentat Pe tot felul de proiecte care, după ce a, a plecat dintre noi, mai mulți oameni au făcut acest festival în numele lui și se donează diferitelor proiecte din, din, zona, știi? E, e foarte mișto. N Am și... înțeles și cineva, adică este vizibil ce se întâmplă da. cu banii A, asta nu știu. N -am, calea banilor, n-am fost niciodată talentat să iau calea banilor. Am încredere. Uite, își în... greșești. Adevărat. De, nu m-au atras niciodată și poate că uite, soția mea îmi spune că dacă nu-ți place de bani, nici lor nu le place de tine. Și cred că are dreptate. Să dar de geap să-mi bătis <laughs> gatuduieți. Păi da, o face ea. <laughs> îmi pare că da, 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 e bine să cineva să aibă. E, <laughs> ea yeah, poartă pantaloni. Eu port uh, pantalonii trei sferturi cu bridle pe ei. <laughs> Voi ați avut reacții de astea bizare de la fani? Adică? Spre exemplu, îmi povestea, că am, am, povestit și săptămâna trecută cu Iris, îmi povestea Doru de la, de la Mono James, Pe vremuri când era la ab 4 mm -hmm. Și AB4 era o trupă de foarte mare succes. A fost, a fost mare, da. Și cântau prin fire. Uh, înainte de cântare sau după, sau mă rog, într-un moment mai scoteau guma de mestecat din gură și o puneau în scrumieră și veneau fanele și luau guma din scrumieră și o mestecau mai departe. What the fuck? Da, așa și a what the fuck? Există așa ceva aici? Uh, bine, da. acum ai ales un caz E am foarte am specific. Eu am țin am mai eu un caz specific, scuza-mă, pe care mi-l -mi spunea uh, 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 Florin Dumitrescu, textierul de la Sarmalele Reci, pe care îl întâlnea el la cenaclul lui Păunescu. Fete care făceau I! -i, -i la orice. Că apărea ah. Păunescu, că apăreau muzicieni, îl făceau i -i -i poate erau ca... la Beatles, știi? Da, 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 erau ca la studiourile americane, erau programate să facă așa, știi? Adică o făceau pe bune, bănuiesc. O făceau pe bune, da, na, na, da, na, da, na. da, da, da. Dar acolo apărea ceva fantastic. Mie mi mie întotdeauna copil fiind și privind retrospectiv, acum mi se pare că e ca un cult, știi? Că o adunare de aia de misa, de cult, de cultiști ceva, Ce face ceva avea, da. Da, da, da. Era un lider, na? Da, corect, 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 corect. <laughs> și mediatizare. <laughs> da. Voi n-ați pățit Eu de la Cenacul flacăra mi se trage antipatia față de muzica folk. Nu Îmi place, îmi plac anumite aspecte, dar de acolo, de acolo Guilty, da, me, da. da, nu am reușit să mai să intru. Chitară acustică ok, dar muzica folk implicită e... e și e, okay, e, 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 o, e o filmare pe net pe care mi-a mi dat o prietenă la care n-ai cum să nu râzi. Păunescu la un moment dat a fost chemat să medieze o emisiune de fotbal unde a chemat toți mafioții ăștia din fotbal, toți grei din fotbal, Becali, seniorul sau frăla la mai mare, frate. Mm -hmm. Și mulți, mulți, mulți. Și... Și nu discuta despre fotbal, tot chema câte unul în da, să ne ceva din banat. Tu, Bă, și efectiv l-au moment pe Becaliel să s-a ridicat și -a zis, nu vrei să vorbim despre fotbal, tu I ai prostit tu pe ăștia, pe mine nu mă prostesc și a plecat acasă și a plecat acasă pentru că erau efectiv enervați de ce se întâmplă acolo. Acum am încercat să combine două lumi, n-a ieșit deloc, treaba aia. Pleșul zicea, băi, că la Adrian Păunescu totul era mare. Da, 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 da. Vorbea multe, Misiunile țineau, țineau mult, el era mult, cărțile lui erau multe, poeziile erau mult cenaclurile erau lungi și totul era foarte... În fine, voi n-ați pățit de astea, grupii, nu, chestii, nu, probleme? absolut deloc. De ce am, revenind, de, ce, de ce am zis că e un caz specific, Doru a fost, era o față foarte îndrăgită de fanele din perioada aia. Eu ți-mi aduc aminte că stăteam la masă cu oameni și... A, Doru, Doru, da, Doru, știi? Și eram la modul, zic, wow, da, ok, se repetă reacția asta, de deci ce ceva acolo? Deci el e un caz aparte, nu știu dacă toată lumea a pățit uh -huh. chestiile astea am înțeleg, deci cu el trebuie Vocea să... și uh, aspectul și nebunia aia cu AB4, cu fustele și cu toată atitudinea, cred că a impresionat foarte mult în perioada aia. Și nu cred că e singura formație, cred că și om cu șobolani aveau de-astea cumva, că era o trupă foarte nebună așa cumva și foarte pe atitudine și pe nepăsare față de ce reacții provocau și cumva era foarte rock and roll. Și văd că chestia asta atrage pe oameni. Deci bunul simț nu are ce căuta în rock neapărat decât în campaniile caritabile sau ceva de genul sau când cânti pentru niște copii să-i ajuți sau ceva de... Altfel trebuie să fii un pic... să scoți dinții la ei. Cred că așa e câștig. Eu nu pot să fac asta. Eu scot dinții vis-a-vis de ce am scris acolo. Nu pot să mă dau mare față de oameni. N-am cum. Nu-i cunosc pe toți. Există... Mă rog, există uh, foarte multe povești cu grupiz din America și de când a apărut toată povestea asta cu rock and roll Da, este o carieră și deja, trebuie Este asta. o carieră, exact asta spuneam și este o nu mai știu cum o cheamă, care a scris și o carte. Este mm -hmm. o ea care și-a pus în cap să se iubească profund carnal cu toți și a scris o carte. Bă, nu că n-am fost foarte mulțumiți cei care au fost menționați. Acolo. Probabil. Da, uite că la reacții n-am fost atent, probabil că au ignorat. Dar erau două aspecte care mi-au sărit în ochi. Unul era că Jimmy Page a scos să avea o geantă cu toate accesoriile BDSM. Mm, mm -hmm. ok. Eu, asta, Și da. nu le folosea pe chitară. Uh, nu știu în intimitate. Da, da, da. <laughs> Ce acorduri lua el la. da, da, da. 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 Jimmy Page Finger, da, nu-i puțin lucru, știi? Uh, și uh, cel mai lăudat cel mai uh, mascul dintre toți uh, ca performanțe, Jimi Hendrix. Serios? The King. The King, da. da nu da, mă da. miră, nu mă miră. Da, și bă, mai erau bineînțeles niște piese în care spomene. Băi, bă, dacă mergem în statul ăla, vezi că e deat grupii, care deat grupii vrea aia și, aia și aia, adică o știm că ne așteaptă. Pe și... ca și cum te duci la dealerul tău din orașul respectiv de ce nevoie ai acolo și la nivelul lor totul venea recomandat, adică era o hartă secretă a acestor oameni și locuri, știi, pentru mai mari din industrie. Da, și pe mine mă pasionează, mi se, pare, mi se pare foarte hilare și cumva amuzante și foarte umane toate poveștile da, astea sunt. cu grupii pe care sunt. le aud și de-aia vreau să le văd și aici și aici mi se pare, cum să spun, că există tocmai ca publicul românesc. Ba sunt așa, bar, vuf. Eu, eu cred că există, adică povestea am mai auzit, n-aș putea să dezvolt nimic din ce am auzit, că nici nu mai țin minte și nici nu știu dacă sunt adevărate, dar clar nu la noi sau cel puțin nu cu ăștia doi. Am înțeles. Poate doar... Adică la, la voi nu e cu ce eu se întâmplă sunt în backstage, nu, rămâne nu, în backstage. A, nu, pentru că nu se întâmplă nimic în backstage. De obicei mă găsești pe mine dormind sau ceva de genul, sau uitându-mă peste versuri sau postând ceva în ultimul moment despre concert. Începem în 10 minute, adică... Sunt mai mult ca ora fixă decât ca vocalul de la formație, eu. Ați băgat urechea în tool, asta nu? Da, da. Nu hmm. mi se pare nu știu, mie am o problemă și cu mi se pare că sunetul era mai mare înainte, o să mă înjure toată lumea acum, a, urâtule. Asta e, îmi plăceau tul înainte. Acum mi se pare da că, fratezi, că e mișto, dar mi se pare prea mult pentru mine, pur și simplu. Nu ca înțelegere, ci ca durată, efectiv. Și ca... Nu, nu, nu mai văd... Dacă vrei o meditație și o transă și ești fan, go for it. E foarte mișto. Prefer Boran Under Club de Gore, de exemplu, dacă vreau să mă relaxez și să intru într-o transă sau orice instrumental. Pot să rog, de exemplu. Pot să ascult până mâine acasă, pot să și dorm la cel mai mare volum. Mă relaxează. Deci odată surpriza cu Tool este că este number one la vânzări. Păi da, dar atenție că oare nu e corelată și cu faptul că și-au scos toată discografia pe platformele de online? Că nu le aveau acolo. Și da, bineînțeles că a pompat și probabil, albumul nou da, da, automat. Probabil. E mare lucru când nu scoți nimic timp de cât? 10 ani? 13, cred. A, și mai bine. Vezi, respectă faza cu boom-ul nostru când am scos nimic timp de 7 ani și pe nu, de Ai. când de 3 ani și pe am scos un album. Sold nostru este numărul unu altul în țara lor, știi? Cred că cea mai bună descriere a noului distul a venit de la un prieten care mi-a zis, băi, a luat toată durerea lumii da. Și a băgat într un într-un monolit. Aha, ok. Și exact, okay, așa okay. sună totul. Este ca un monolit foarte. Uite, dacă mă întreb pe mine, mie mi se părea mult mai afectat la voce Gagiu pe materialele anterioare și dacă mă întreb pe mine, mie, îmi place mult mai mult uh, a perfect. Circle. A perfect. Circle. Da, da mult și, mai mult. Și e mai pusifăr, e eu mai la da, am... Total, total. Sunt, mi se pare că sunt expresii mai concrete ale unor chestii cu care pot să corelez. Tul, e eu trans, nu, nu e genul meu de trans ăsta, a scris sau ăștia, că stogașca acolo, a scris o piesă după, formula Fibonacci. Serios? Da. mai, mai știu trupe de astea care... Dumnezeule mare, adică trebuie să ai mintea setată cumva. Și after the Burial sau ceva de genul trupă de, de metal, metalcore, nu mai știu, tot așa au aplicat nu știu ce formulă de asta și am ascultat piesa și simțeam că sunt niște măsuri ciudate, repetate, dar nu, nu le am cu... Adică mi-au niște repere, înțeleg niște măsuri, dar nu, nu sunt matematic în muzică eu. Sau poate că pentru unii sunt, dar eu nu-l consider așa. De asta ce presupune să fii matematic în muzică? În afară de, de a-ți ține timpii bune Păi să calculezi în formulele alea Să teoritizezi în formulele alea Și să-ți aranjezi ideile după formulele alea Eu prind starea și măsura Atât. Asta sunt la mine Armonia eventual Dar aia o prind prima Ca să pot să-mi fac linia melodică După aia starea și măsura e tot Știi, uitându-mă retroactiv La tot ce se întâmplă în zona asta în, Fix în zona asta de, de rock mai, mai, Hai să zicem de la thrash metal în coace. Uh -huh. Cred că uh, unul din motivele pentru care me-a. Talica și mega sunt top. Uh, și și tool, la fel. Mai tranzițiile sunt foarte șmechere, Tranzițiile? Tranzițiile din, dintre un rit și altul. Ah, da, de acord, Și de acord. vin cu un filez. Eu asta numesc flow. Când da, tu okay. ce numești tu tranziție, eu numesc să curgă, știi, să să curgă da, da, natural, da, exact, exact, să exact, se pare natural. Exact, a, chiar, da. chiar dacă o vezi venind sau nu o vezi venind, dar să ți se pare că e de acolo. Antrax nu mi se pare că a, că a reușit atât de bine cum a, cum a reușit Metallica face mega parte de... din The Big Four totuși mi se pare o realizare dar Eu... sunt de acord cu tine că nici pe mine nu m-au prins atât de tare Antrax sunt, sunt, ei oricum sunt din, din cealaltă parte a continentului, sunt din New York și, și se simte. Și, au și au și șmecheria sunt de mai hardcore, hardcore da. Și nici nu-mi place vocalistul ăsta, Beladona nu mi-a plăcut niciodată. Al, al altul de la al să Saint în scapă, cum îl cheamă. Băi, el era un vocalist, dar cu acolo, culmea, nu s-au vândut piesele, publicul vrea tot pe ăsta. Crem să pare și cam stupid. El, la felul. <gînț1> 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 în fine. Dar nu. It's <gînț1> și, life. Și, și Slayer, care tot așa sunt în Big Four, mult mai bun decât ei, mi se pare sepultura. Pur și simplu. Total de acord. Adică. Total de acord. Și place de, a, 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 îmi place de băiatul ăsta alte... care e acum la crește, da. wow. Negru ăsta, da? da, da bun. Da. Îmi place de el de o mie de ori peste, peste cavalera, nu? Da. Știu că la fel o să înjure toată lumea, dar asta e chestii ca aia cu Kills și Care e mai bun? Jesse sau negrul? Negrul e mult da, mai bun tehnic, Jesse e mult mai fioros ca vocal. Și mai nu am a luat și niște lecții de voce că nu mai făcea față, din ce am înțeles eu. Sau a crescut pur și simplu. Dar asta vreau să zic, că sunt preferințe, n-ai ce să le faci. Cavalerul avea totuși un tip de. are un tip de carisma. Are, nu, nu zic nu, dar e fioroasă formația cu vocalul ăsta cum a zis. Chiar ai impresia că o să intre peste tine și în același timp e foarte blând, Gigiu, ceea ce e iar un paradox esențial. Da, și foarte masiv. Da, da, da. Băi, și mai este o chestie. Brazilia nu este o țară bogată, are toate resursele de pe planetă, dar nu e o țară bogată și oamenii, marea lor majoritate, o duc destul de prost acolo. Uh, mă uitam, sau mă rog, de când am auzit eu de sepultura de până anii 90, erau niște înregistrări cu ei în care îi dădeau și niște interviuri, uh -huh. în care vorbeau o, o engleză impecabilă, cei doi frați. Da. Ceea ce m-a făcut pe mine să cred că ei... Personal, ei doi au avut parte de o educație mai altfel decât majoritatea oamenilor de acolo. Este adică posibil. se vedeau că vin dintr-un alt mediu totuși. Băi aveau o, o engleză foarte bună. Uh, nu fa cred că brazilienii vorbesc, unde se vorbește spaniolă peste tot. Acolo. Nu, da, și... știi documentarul ăla cu metaliștii din Africa, cu cluburile improvizate. Uh -huh. în, e un documentar pe net cu, nu mai știu exact din ce zonă, dar efectiv n ajunge nimic acolo și oamenii sunt, comunitatea de metal sunt, reprezintă un, două, patru bărne și un acoperiș în care vin unii și cântă pe ce instrumente au, pe ce scule și-au improvizat și ei sunt, sunt, înfocați. Și la fel am sesizat că la anumite piese aveau engleză perfectă și mă gândesc oare nu aceste infuzii de muzică din afară, cum au fost și pentru noi, pentru că, bine, eu am învățat limba engleză din întâi din desene animate, că am pasionat și din filme, că Vreau să le văd și tot uitându-mă, tot uitându-mă, făcând și la școală, am învățat-o efectiv, dar de acolo am învățat-o, nu din uh, altă parte. În altă parte poate că am perfecționat-o sau semi-perfecționat-o, dar mă gândesc că poate să vine învăță, și da. din muzica pe care o asculti, uh, engleza și această dorință de a te exprima ca pasiunea ta, pasiunile tale care fac asta de o viață, știi, eroii tăi. E posibil. Poate să fie și educație, nu zic că, până la urmă, și asta e, 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 e o educație. Asta spunea, mă uh, uitam la un interviu cu Hetfield și asta povestea la un moment dat când a ajuns atunci și a cântat la ruși. Uh -huh. Și, bă, erau relativ tineri. Uh -huh. și au, au, chiar faimosul concert. Faimosul da, concert, da, da și da, au avut da. 500.000 de, de oameni în față. E... Și oamenii care tiri. au fost... Da, da, da. Deci, <laughs> de cum a fost pentru ei? Și oamenii care au mai fost prin jurul lor pe acolo le explicau că așa au învățat ei engleză. sunt da. convins, chiar sunt convins de a să... fost motivul pentru care ei au învățat limba engleză, ceea ce pentru asta era un șoc adică, bă, pe bune? Wow, păi, ce... nu are cum să nu fie un șoc Eu, pe mine mă fa filmările alea de sus acolo, nu mai vedeai scena de oameni adică putea să fie oriunde, dacă închideai ochii okay, o secundă o pierdeai din vedere la, film, la filmările alea foarte de, de, foarte de sus știi? Oh, și A fost o întreagă demență cu perestroica uh, aia, cu cântările puse la cale, cred că de Gurbaciov sau de oamenii apropiați lui, că deschiderea spre Occident au dus pe toți drogații acolo. <laughs> Doamne, că am înțeles că au fost niște povești că o, 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 o zi de pildă îi se spunea Medicine Man, pentru că un blant cu o cu droguri la el, știi? <laughs> și acolo au avut probleme, pentru că, bă, aici nu, că nu știu, pe ok, și noi cum cântăm? Da, <laughs> el nu cântă altfel, <laughs> da. adică ce, la ceaiul pentru el, aspirina, e, bun, vrei să cântăm bun. la voi? Bun, atunci. Let my people go. <laughs> da, Bamă, și mă uitam, tot, tot în poveștile astea vechi, povestea la un moment dat, Tomia Iomi despre cum s-a schimbat și la ei industria muzicală. Ce băi, în 70 erau vremuri. Se risca mult atunci, să știi. Pentru da. că nu e, se forma încă și exista riscul, acum nu mai există risc. Dar el la un moment dat a văzut un Ferrari pe stradă la el acasă? Da, la el undeva. Și a sunat la casa de discuri că vrea și el un Ferrari. Da, știa că e un Ferrari sau că vreau știa și... Că, știa ah, okay, că... Okay. Da, e, știa. E, normal. Și a doua zi dimineață casa de discuri a adus acel Ferrari. Vezi? Când s-a înregistrat volumul 4, erau toți... Uh, s-a închiriat o casă, iar uh, bugetul alocat de casa de discuri pentru, pentru, acel album, 40%, 40% din buget s-a dus pe cocaină. Da, și pe iarco. am auzit povestea asta. Am auzit da, povestea asta. Deci așa funcționa, în sintagma asta func funcționau, în paradigma, în paradigma, asta funcționau lucrurile în anii 70 Ulterior s-au schimbat mult, dar Să atunci înțeleg că așa... nu se mai fabrică, nu se mai ajută la fabricarea starurilor rock. Asta e, de fapt, de, cred se, că a murit se merge pe asta. produs, efectiv. Am, am murit treaba asta cu, cu, cu starurile rock. Ai posibil să mai apară, dar acum cred că ești tarur dacă ești independent și ți-o arzi cumva așa foarte libertin și dacă ești independent, ai șansa să n-audă mare lume de tine și atunci cumva trebuie să o dai pe lângă. Dar există, adică în rândurile tineretului există oameni care au atitudinea asta de cum povesteam eu despre foștii noștri membri și așa, dar nu mai e ca pe vreme, adică nu mai e doza aia de risc. Parcă inclusiv atitudinea e calculată și este impusă de politică social, de publicul în fața căruia când și așa mai departe. Și mulți cred că și, și au și acest rol mai, mai serios sau mai nu de a deveni fața unor soluția unor probleme sau promovarea soluțiilor. Ei, mai rog, chestia, atunci erau 50 de trupe, acum sunt 500 de... Păi da, dar vezi tu aici. că mari tot alea 50 <laughs> Dar Da, și asta e adevărat. <laughs> mai, da. dar Se vor te vă duce alea 50. Se vă duce alea, și pe vor duce rămâne alea 50 vor de mii. Era un articol pe net în care zicea ce se va întâmpla că Metallica nu va mai putea fi headliner. Care va fi următor headliner? Nu doar Metallica, era o problemă uh -huh. pe care o poți uh -huh. generaliza și sub titlul de Metallica. De pentru mulți. că nu vei mai putea susține un festival. Pentru că lumea vine să-ți vadă headliner -ul. Pentru aia plătește bilet. Cine is, cine is headlining de festival? Ozi, mă duc. Cine? Nu știu, Bridlast. N-am auzit de ei. Știi, Godoroja care a stat pe, pe scaun cu voi? Mm -hmm. a spus o chestie care mi s-a părut Iubiți. da, da unu, nici. a spus o chestie foarte interesantă zice băi succesul Metallica are o singură explicație foarte clară are amvergura lui Beatles adică Ia ca trupă ca, că ce ai zis tu că au cântat ca... foarte mult într-o perioadă în care încă da, lumea o, adera la chestia de asta, și asta. de drumuri. și au și o, au și o, au și o, au și al lor asta foarte umană cu toate da, care li se întâmplă, ăsta da. s-a dus iar la dezalcoolizare acum, aștept. Da, am citit și... Deci au, au toată treaba asta cu lucrurile care au mers, care nu au mers, au discuri mai bune, mai proaste, lumea comentează, dar toată treaba asta a dus la, la crearea unei legende. Ce am spus eu lui și ce spun și acum. Deci imaginează-ți dacă trupa asta n-ar fi avut succesul pe care îl are, da? Numele însuși mi, -mi se pare destul de puieril. Metallica, ok. Și știi că nu, le, nu era lor, era un, dacă e adevărată poveste, era un magazin de un record store și Lars și cu Hetfield s-au dus să negocieze efectiv cu Gagiola să le dea numele. Atât de mult și l-au dorit. Dacă e adevărată poveste, am o era, am fost foarte mare fan. Metallica a fost trupa mea preferată până la Saint și un pic după. După aia -am, efectiv. Când am început să nu mai rețin piesele din două ascultări, mi-am dat seama că m-au pierdut sau m-am schimbat eu. Și am trecut pe altceva. Dar da, eu cred că din nou revenim la conjunctură, perioadă, că și aici sunt multe trupe care sunt în continuare mari dintr-o perioadă în care dacă cântai ceva îndrăzneț sau dacă cântai foarte bine pur și simplu fiind 10 trupe cu totul, făceai senzație. Și în dacă... România la fel. Da, pe de, de România vorbeam de acum, știi? Și se respectă. Dacă te uiți cine era mare acum după Revoluție, e mare și acum dacă mai există. Pe când tot ce apare după e cam, se cam chinuie. Depinde și cum apare, e adevărat. Și ce cântă. E o alegere personală aici. Eu mă văd când metal. Sunt îndrăgostit de metal mai mult decât orice. După ce am terminat cu alternativul, bineînțeles. Știi ce mă... Cred că am ascultat într-o zi de curând Tectonic. Oh! Comandorul Hoisan, nu? Da, da, da. Era cu, și separat. Liviu Hoisan, da, da, cu Liviu Hoisan, da. I-am prins în club. de fapt l-am prins pe el, singur, cântând la bas cu... Știu, am văzut Sunet. Mai avea brigada de asalt șenila. Yes. Ok, și ce mă... Lasă că M-am auto-îngrijorat puțin, uh, gândindu-mă că uh, am trăit, uh, reascultând tectonic, am trăit o stare de nostalgie la Canalul Colector și zic, băi, e firesc să am nostalgie la o piesă care se numește Canalul Colector, adică, băi, un pic. Dar, uh, pe de-o parte, pe de-altă parte, imaginându-mi acum uh, exact contextul Bucureștiului anilor 90 Băi, era cumva sound-ul locului. Exact când tocmai ca, ca, la familia, când a apărut la familia în Sălăjean. Băi, Bă, îți place, nu ți place, ok, bă, dar avea ceva din muzica locului, avea o avea e, e foarte asta. important, pentru că asta este rădăcina sunetului tău și dacă e sinceră, crește în timp, pentru că exact ce spui tu despre nostalgia cu tectonic, am avut eu, nu știu dacă știi, în club, la un moment dat a fost un concurs foarte dis disputat pe net, în care fiecare marți cântau trei trupe și s-a întâmplat asta timp de un an sau doi ani de zile. La finalul acest, sau erau niște etape, la finalul oricărei etape să alegea un câștigător din zeci de formații care au cântat acolo și eu am fost la foarte multe seri de marți fiind la începutul meu de drum cu formațiile acolo, cu trupele și așa mai departe. Pentru mine e atât de reală nostalgia asta față de perioada aia pentru că fix naturalețea acestui acestor cântări fără efort în care veneau trupe, adică inclusiv doi oameni care aruncau cu minge în perete și unul de palme la chitară și vorbesc foarte serios. Mm -hmm. Au fost niște experimente de astea, era o trupă. Orice expresie era bine primită acolo, știi? Am de ce să fiu nostalgic, pentru că acum totul e produs, tot e branduit, totul e, pardon, totul e servit cumva. Și dacă tu nu faci parte din cei serviți, nu ești vizibil. Nu pot să creez nostalgie pe ceva care mi este servit cu lingurița pentru mine. Și sunt mai, mai, sunt și alte aspecte, dar nu vreau să pe intru. Pe de acolo. altă parte și treaba asta cu, cu, cu ideea de, de, concurs de rock, de trupe rock la, 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 la rock, mi se pare puțin... Eu le-am zis alor mei că puțin dacă vor să, vor să, se mai ducă vreodată, n-am participat la niciunul, dar dacă vor să ducă vreodată într-un concurs, vor să vă duce fără mine, pentru că eu nu cred în absolut niciunul. și m-am certat cu foarte multe trupe de la noi, că nu e adevărat, Mihai. Nu, nu știi tu. Ba știu. Totul este o făcătură. Și... Când o să întâlnesc primul concurs pe bune, care chiar se ține ok, probabil că o să aflu după ce s-a terminat deja și o să-mi pare rău că n-am participat, dar nu cred că există așa ceva. Da, mă, sunt trei oameni, mă pe unii cred că-i cunoaștem, da, care stau acolo în juriu și hotărăsc ei cine a cântat mai bine și nu marși, mă mai de aici Prim, la zi, e da? Aceeași problemă. Imaginează-ți-l pe Iggy Pop, pe bune, vii tu să... Exact, exact. Și tu, mă, vocea româniei, Bui, Asta vreau să zi. zic. ăla de la vama veche, Foarte care bun e exemplu. E Foarte bun Iggy, bun Iggy, Pop. Pop, Pop, io, Iggy Pop fără să fie faimos la vocea României, ce s-ar întâmpla? s-ar întoarce vreun poate doar de curiozitate maximă, la modul zic, trebuie să văd asta, e ca doza pe care, de care am nevoie acum, știi, I need a fucking fix și văd chestia asta din spate, nu cred că s-ar întoarce nimeni, ar fi și dincolo de acest exemplu absurd, nu suport vocea României. Pentru că la fel, oamenii ei nu știu cum au ajuns mari sau ce au făcut, dar te vor judeca pe tine pentru ceea ce cânți ei cântând de fapt cover -uri. de tu judeci un om uh -huh. pentru ceea ce cântă prin prisma preferințelor și experiențelor tale. Nu se pare corect. Nu mi se pare corect deloc. M-am uitat de să uită soția mea, am uitat de câteva ori și mi-am mi dat cu părerea, ca orice om care își dă cu părerea, că te prinde. Normal, da, e te... bine făcut show. Da, e foarte bine făcut. Dar am zis, zic, sunt foarte mulți oameni care cântă extraordinar aici și cad, sau nu se întoarce nimeni, din în cauza că alții cântă mai aproape de ce gândesc ea. Și practic ei își perpetuează specia. Ceea ce mi se pare supraviețuire selectivă și condusă de ei. Nu, nu sunt de acord cu așa ceva. Bă, și mă mai, ener mă mai enervează. Spare ceva la fel de aberan și hilar. Eu înțeleg, este un business uh, și uh, trebuie să funcționeze ca atare. Păi ai un festival de rock. Păi și ai un prezentator. Mă. Deci asta mă omoară psihic. Eu te pe tine te-aș vedea prezentator la un festival. Nu, nu, nu poți să o că să vină acolo și să. Ok, uh, în, în spatele meu se află formația Britlast la chitară nu știu cine, la voce, nu știu cine, la, la, percuție nu știu cine. <rătări> Știi, să, și, să, spun câteva cuvinte despre voi. Cele Băi, mai... nu, nu pot, nu a, pot. A, asta mi s-a întâmplat mie odată când cântam la radio vacanța, prin noș, <rătări> Nostalgie. <rătări> și era o prezentatoare de aia, așa, clasică, de TVR, de nu știu ce, și ne-a spuneți câteva cuvinte despre voi, înainte să citească de pe aia. Și mi-a aveam un stil ca un pistil suntem, Deci nu mai trânpeni. Aia a citit Deci a citit Ei sunt informația așa din așa Au venit în coa cu accent ăla de, de reporteriță de Da, da, tv știu, știu E un specific la TV Au titulează ca fiind așa Au un stil ca un pistil Iar a citit de pe prompter? Sau? Citea de pe foaie Au înțeles, Dumnezeule Au puteți să scrie orice acolo Puteai să scrii, dacă cineva are ceva pentru noi după concert, ne poate găsi aici, în limita unui jumătăți de oră. Uitați contul bancare da, pentru... Da, da, da. Suntem cazați la hotelul din centru. Da, da, da. Și cântăm pentru copiii din Africa. Exact, da. exact, exact. Care prețuiesc metalul cu adevărat. Da, deci ideea asta de prezentator, adică, băi... Mai știu povești din background și știu cântările alea din anii 90 și știu că existau oameni, cumva vai admiram, băi, de ce au apărut pe scenă și vorbeau, erau în stare să vorbească 10 minute despre o trupă despre care n-au zis să ei în viața lor. Absolut. E... Ceea ce era, băi, e un talent. E un, e un talent. Și e. în politică, la fel, nu? <laughs> deci, de fapt, sunt toți niște moare, prezentatori, nezeule, nu? Dumnezeule, lasă, lasă-mă, măi. Știi, vreau, nu vreau, mă, mă, mă tot uit, căna vine campania electorală și tot încasez. Dumnezeule, deci ce acolo, te iei, te iei cu mâinile de cap, nu nu se poate așa ceva. Oare dacă s-ar uni toți într-un singur, așa ca într-un Captain Planet, ar, adică nu știu, poate că ar exploda, s-ar <laughs> refuza particulele între ele molecule și ar exploda, ceea ce n-ar fi rău. Dar cred că poate așa am obține ceva. Da, Dar eu altfel... zic că România are nevoie de un președinte ca Mudava. Am putea Mudava să mergem pe ideea da, da, asta, da, da, nu știu. Da, da. Va, sa... Vadim nu ne-a plăcut, mergem pe Mudava. <laughs> Adică, știi, trebuie să-ți imaginezi următorul context. Um, cum te raportai la niște primi ministri din trecut, nu contează din ce guvern, dar la, la ei ca nivel de ticăloșie, ca la nivel de inteligență și așa mai departe. Bă, și uite-te la ăștia de acum. E in your face. Adică... Totul e pe față. E atât. Mi se pare că acum toată lumea câștigă cum ziceam eu, cum câștigă și unii artiști prin tupeu. Dacă, adică, efectiv îți dă ideea că dacă vrei să supraviețuiești, trebuie să fii ca mine. Și devine, devine aproape admirativ, știi? Băi, îl urăsc pe tipul ăla. Bă, dar dracu mă, ce a făcut. Uite ce a făcut. Aș putea să fac și o chestia aia dacă m-aș comporta la Băi, fel. eu Începe nu cred să că putem în... să spunem despre Adrian Stase bă, și de... nici măcar despre Ponta că erau proști. Nu. Înțelegi? Că dacă erau proști... Da, acum te uiți la ei, bă, băiatule. E o diferență între a fi, nu știu, rău voitor sau cinic cu proprii tăi semeni și a fi prost. Și mai e chestia asta de, care m mă deranjează profund, genul de discurs salvator de nație. A, uh, partea uh, alta, adică Și îmi și, și vorbești mie, electoratului, uh, ca preotul cu babele la biserică. Mă scoate din minți, pur și simplu. Să nu uităm că merităm să fim împușcați în în orânduirea psihologică a unor oameni de acolo, așa că nu mă aștept la absolut nimic. Uh, și nici ei să nu uită că ne-am împușcat câțiva președinții am cam... În fine, păi câțiva ei... Pe câțiva dintre ei am cam mazi Băi, mulțumesc că ați venit Noi mulțumim pentru primire și pentru răbdare neapărat Când este, când este următoarea cântare cu voi? având în vedere că da. avem un... Acustic Joi La Extra Time În Centrul vechi și pe, în București pe... Emisiunea asta de dă săptăm, peste, Avem un delay Da, 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 28 da, okay. noiembrie atunci electric pe 28 noiembrie la Brașov și 4 decembrie în București la control. Mulțumesc că ați venit. Mă mulțumim pentru primire. Parte hybrid last.